iubitori de Dumnezeu, să fie cunoscători ai tainelor bisericii, știm că ne aflăm în perioada postului mare. O perioadă destul de frumoasă, un pic mai nevoie de străbături, de lipsa unui de lemn, de slăbit au genunchii mei și carnea mea s-a vestejit, spune Psalmul. Un alt lucru care îl știm, Apostolul Pavel cu 2000 de ani în urmă spunea, dacă Hristos n-ar fi înviat, credința ar fi fost zadar. Un alt lucru arătat din Mântuitorul Hristos este și acesta. Cine n-a luat cu mine risipește. Deci în căutarea Mântuitorului Iisus Hristos, în căutarea adevărului ortodox, în căutarea mântuirii, alergăm precum aleargă cerul la izvoar de apă și iată ne-am trezit fără să ne dăm seama când timpul a trecut, în fața unui subiect frumos pe care l-am discutat cu șeriful dumneavoastră de aranjament, o să spun, de cea tehnică. Eu i-am ales o denumire mai științifică, așa, nu vreau să stau prea mult în intrarea în subiect, căderea în Adam. N-am să ating punctele care au fost vorbite la păcat și virtute. Învierea în Hristos din parabola fiului risipitor. Vorbesc de parabola fiului risipitor și de căderea lui Adam, pentru că sunt cele două, spun eu, ca să nu vorbim de fricoșată judecată, care ea nu este fricoșată și este prea elevată, este prea adâncă, prea bineînțeles pentru mintea omenească, dar ceva pentru mintea noastră, rămân cele trei evanghelii pregătitoare. Vameșul și Fariseul, care nu este altceva decât o combinație a fiului risipitor cu fratele mai mare, este pilda fiului risipitor în sine, din care Mântuitorul evocă, sau dacă vreți, spune în prim plan întreaga lume căzută în balanța binelui și a răului. Noi știm prea bine. Rău a intrat în lume prin ispitirea satanii și prin om, adică prin lucrarea și călcarea legii și intrarea în fără de lege, în Adam toți mor, în Hristos toți înviază. Și în același moment mai întâlnim un punct de reper, deci pe care trebuie să-l avem, Evanghelia că izgonirii lui Adam din Rai. Am ales problema izgonirii lui Adam din Rai, pentru că este capitolul cel mai frumos de la facere și este Evanghelia una din cele mai frumoase drame din literatura universală. Unii consideră că suferința lui Iov ar fi una din cele mai frumoase, dar cred că căderea lui Adam este cea mai sugerativă, este cea mai ireproșabilă, întocmită și scrisă din insuflarea Duhului Sfânt, din Moisi, arătând capitolul facere exact cum Dumnezeu lucrează și discută cu oamenii de la orice față către față, deci se înmaterializează spiritual. Iar în momentul când Mântuitorul arată felul în care fiul mai mic întors din țara păcatului, el răspândirea minții, ca să vorbim și Isihar. Este primit de Tatăl său, adică întâlnirea cu Hristos, mare taină zică în Hristos și în biserică, alege pilda fiului risipitor, în care nu exprimă altceva, dolianța prin care Mântuitorul vine să se jertfească în lume. Deci avem calvarul crucii, îl vom vedea ușor pe parcurs. Eu am încercat să fac o schemă care probabil mai mult o să mă împușe decât o să mă ajute, dar o să le luăm într-o anumită ordine. Dar mai mult decât atât, ne va arăta iubirea nemărginită a lui Dumnezeu. Și de aici o să vedem că și căderea lui Adam este tot o lecție de iubire, învierea lui Hristos este tot o lecție de iubire, răstignirea lui Hristos este tot o lecție de iubire, căderea celor drepți sau căderea celor păcătoși și ridicarea celor mândri care sunt smeriți de Dumnezeu este tot o lecție de iubire. Și mai știm prea bine. Pilda începe cu un context foarte simplu. Un om avea doi fii. Oricine știe ce înseamnă familie sau filialitate. Nu știu eu termenii ăștia teologici, îmi vine mai greu să caut în limba, nu i-am pronunțat prea des. Dar vreau să spun. Având fii, deja se vorbește de o, cum spune în dogmatica Sfântului Ioan Damaschin, de o apropiere, de o perihoreză. Adică fiii sunt în strânsă legătură cu Tatăl și atâta timp cât sunt fii, nu sunt slugi sau nu sunt robi sau nu sunt altceva. Dar mai mult decât atât, iarăși un lucru minunat care ne este în Evanghelie, Mântuitorul trece în planul spiritual și toți Sfinții Părinți analizează la fel, cel mai de bază, deci care își permite
să tâmpiască versetele cele mai grele din Sfânta Scriptură, este maxim mărturisitorul, și interpretează că omul ar fi Dumnezeu, iar cei doi fii este lumea văzută și nevăzută. Noi știm prea bine, deci din capitolul facerii, Dumnezeu a zis să fie lumină și a fost. Dumnezeu a făcut cerul și pământul, făcând cerul clar, a făcut și cerul îngerești, făcând pământul clar, că a prescuit aluatul din care a fost luat Adam. Cei, din nou, cei doi fii pot fi Adam și Eva. Adam fiind fiul mai mare, Eva fiind fiul mai tânăr, fiindcă-i scos din coasta lui Adam mai târziu. Pot fi Iuda și Petru. Am ales două prototipuri din care noi să putem învăța ce înseamnă cădere cu ridicare și cădere fără ridicare, adică lipsa smereniei. Și am spus lumea dreptilor și a păcătoșilor, sau a smeriților și a mândrilor. Ceea ce este în evidență în parabolă este următorul lucru. Tatăl are o gândire supradimensionată. Deci tatăl nu este omul care să se consulte și să ceară părerea cuiva legat de ideea celor doi fii care vin prematur, sau dacă vreți să spunem precoce, și cer partea lor de avere. Spune că a cerut-o cel mai mic. Evident că cerându-o cel mai mic, succesiunea se face și celui mai mare, în care Dumnezeu pierde de două ori, de tatăl. De ce pierde de două ori? Împărțindu-i celui mic, sigur că trebuie să împărțească și celui mare. Și avem asemenea exemple în Sfânta Scriptură în care, pierzând în Domnul, câștigăm în Domnul. Adică, celui ce îți cere haina, dă-i și cămașa, celui ce îți dă o palmă, întoarce-i fața, celui ce te urăște, binecuvintează, celui ce îți reproșează sau te blastă, binecuvintează, și așa mai departe. La care Mântuitorul arată categorii, pilda cu femeia care pune la cutia milei și ultimul bănuț al ei. Deci, iată, investirea în Hristos, investirea în taina mântuirii, milostenia. Iată, Tatăl nu face aici o succesiune în articole de lege. Ce o face? În puterea Lui creatoare, în puterea Lui iubitoare, în puterea Lui, în primul rând, paternă, și în iubirea nemărginită de oameni. Și spune mai departe că acest sfat de a împărți averea fiilor rămâne tot în Sfânta Treime. Și noi am discutat cândva această lucrare mărunt în care Tatăl spune, zice, omul va cădea. Și Fiul spune, eu îl voi ridica. Iar Duhul Sfânt spune, îl voi lumina și îl voi mântui. Deci mergem și trecem și peste asta. De ce alege Tatăl să împărțească averea fiilor fără ca să le ceară prea mult socoteală la ceea ce se întâmplă? Nimeni nu poate să o pună forțat sau să impună forțat cuiva să iubească, să-și adă aproape, să fie alături, să se implice, să se jertfească sau să se străduiască. Și spune mai departe. Eu am ales doar niște puncte așa cheie care să le luați aminte legat după tâlcuirea Noului Testament de Bartolomeu Anania. În primul rând, trebuie să-i lasă să rătăcească. Și alege să-i lasă să rătăcească, după cum și Inocentul de Odessa arată, pentru că dacă n-ar fi pus arma bunăvoirii între noi, adică noi oamenii, noi ar fi fost roboți, ar fi fost predestinați, binelui sau răului, cum spun protestanții. Dar iată că tocmai această idee de rătăcire, Mântuitorul Iisus Hristos, deci o prezintă în parabola de față, în toată lucrarea Tatălui în mântuirea Lui. Și atunci când a creat pe Adam și Eva, deci le-a pus toate puterile și tot ce le era necesar, adică modul de a împărți averea și aceasta într-un mod tacit, și când spun un mod tacit, nu stă Dumnezeu să explice lui Adam ce calități îi dă Evei sau Evei ce calități îi dă lui Adam. Nu se îndrăjește, nu face presiune, îl adoarme pur și simplu pe Adam, îi scoate perechea din care va trăi și vor fi împreună. Și cum spune mai departe, deci cum spune mai departe în tot în Sfânta Scriptură, după ce îi zidește cu calitățile și îi investește cu puterile suprafirește, adică spune chip și prototip a icoanei sale, să facem omul după chipul și asemănarea noastră, îi dă în primul rând taina nemuririi, care învierea nu este altceva decât taina nemuririi. În Hristos toți învieră. Hristos vine și biruie moartea, dar cum o biruie? Exact cum spune Oliver Clare. Deci vine și biruiește moartea, curat fiind, atrăgând-o spre sine, înghițind-o și nimicind-o cu iubirea. Pentru că de obicei moartea închide păcatul.
Ori Hristos fiind fără de prihană și fără de păcat, sigur că moartea este biruită. Întunericul cu lumina nu se amestecă. Și spune că cel răstignit, cel lovit, cel pălmuit, cel însângerat, cel care este în calvarul crucii, nu face altceva decât să transpună sau să scoată în evidență lumina, lumina jertfei sau lumina iubirii. Pentru că în desfiguratul de la cruce apare transfiguratul care iubește. Deci apare chip frumos și real al lui Hristos, care întotdeauna este însoțit după înviere în lumină și primul lucru care îi radiază este aceasta. Pace vouă. Deci pace vouă. Bucurați-vă. Deci nu vine să aducă suspinul sau să aducă reproșul sau să aducă părerea de rău. Deci vine să aducă întotdeauna lumina și iubirea, cum spunea Părintele Staniloae. Lasă să pătimească ca să se învețe. Lasă să vadă personal cum stau lucrurile. Și spune mai departe foarte frumos un teolog grec și-a păstrat fraza: Tatăl știe că lucrul este primejdios și de moarte. Dar fiindcă Scriptura arată că nu vrea moartea păcătosului să se întoarcă, ci să fie viu, atunci Tatăl merge până acolo unde, apunându-l pe om în grădina Raiului, ca să vedeți însemnătatea căderii lui Adam și problema iubirii din lucrul ăsta, nu pune o travă în pomul binelui sau răului sau în pomul vieții sau în vreun oarecare pom. Dar spune, clipa când veți mânca din pomul binelui și a răului, a cunoștinței binelui și răului, veți muri. Deci, aparent, din nou, nu o moarte care desfigurează, ci o moarte care desparte de Dumnezeu. Pentru că moartea care intră Adam este pentru un moment trecătoare. Și de ce este trecătoare? În clipa când Dumnezeu pune porunca ascultării, adică pune porunca verificării personale, în clipa când pune în Adam puterea de a se autoverifica, și aici este o problemă frumoasă și trec eu foaia și vă trec la un alt context. Atunci când omul a fost alcătuit, întâi s-a făcut lumea, apoi s-a făcut omul și apoi s-a făcut raiul. Adică din începutul Dumnezeu a rânduit ca raiul să fie ceva spre care trebuie să tins o jertfă și un efort. Deci raiul este ceva eschatologic, adică este o trecere, intrarea în Paște, cum spune mai departe Părintele Galeriu în Convorbirii 1, este intrarea în schimbare, este intrarea în trecere spre un nou fel de odihnă, spre un nou fel de viață. Și lui Adam îi se impunea la fel. Deci lui Adam îi se impunea în același timp să fie Adam, om Dumnezeu, să fie om duhovnicesc, să fie om ascultător în Dumnezeu, dar în aceeași clip îi se cerea să fie ascultător. De ce? N-avea desăvârșită mintea în lucrarea duhovnicească, de a pricepe bine, cum spune Apostolul Pavel într-un capitol de la Corinteni, zice Apostolul Pavel, zice, nu fac binele pe care îl voiesc. Și fac răul pe care îl voiesc. Deci, ce se întâmpla? Adam, fără să vrea, necunoscând lucrarea lui Dumnezeu și nu neștiind să contempleze în propria lui persoană și putere, el rămâne iluminat, dar cât se îndreaptă spre har. Adică, și când se îndreaptă spre har, aduc aminte două lucruri care v-au scăpat din evidență. Și de asta am ales să discutăm lent. Ca să vadă și sectarii cum se intră într-un subiect din ăsta duhovnicesc și nu la întâmplare. Deci Adam stă în rai, mănâncă zârnic din pomul vieții, care e lumina Sfântului Duh și este Hristos prefigurat sau transfigurat, adică este lemnul crucii, pomul vieții, adică cel care aduce viața veșnică, în Hristos toți înviază, dar în același timp nu are voie concomitent să mănânce din pomul cunoștinței binelui și răului. În schimb, în clipa când Adam inversează pomii, deci se îndreaptă spre pomul cunoștinței binelui și răului, conștiința îl trezește. De ce? Era alimentat duhovnicește, deci era alimentat duhovnicește din rațiunile înalte ale pomului vieții. Deci Duhul Sfânt îl lumina. Era o lumină primită gratis. Nu ca acum bați metanie și închinăciuni. Ci era o lumină care o dădea Dumnezeu ca dar, știindu-l o ființă încă neputincioasă. Adică cu arma bunăvoirii. Și poate cădea și poate înclina. Ca puiul lipovoc. Rupi firul diacul și cade jos. Dar, încă un lucru minunat pe care Dumnezeu îl face. Îl cercetează pe om în fiecare clipă și discută cu el.
Îi arată cum să mănânce din pomii raiului. Îi arată cum să veselească de frumusețile raiului. Dă numii dobitoașilor. Îl arată care e cel creat. Toate îi se supun, toate îi iubesc, toate îl adoră, toate îl recunosc. Deci, El este un fiu după dar. Toți sunteți fiii lui Dumnezeu cel prea înalt. Dar voi, ca oamenii muriți și ca unul din boieri cădeți, spune Duhul Sfânt în Psalm, arătând cu ce cădere avea să cadă Adam. Deci dracul cădea de mândrie și din aceeași mândrie sturpa slava de șarta minții lui Adam. Și iarăși mă duc și spun un lucru pe care îl întâlnim în parabola fiului risipitor. Că nu după multe zile, adunându-și toate, fiul mai tânăr s-a dus într-o țară îndepărtată. De ce folosește Mântuitorul nu după multe zile? Părintele Stăniloae, în trăirea lui Dumnezeu, în Ortodoxie, arată categoric. Adam n-a stat mult în rai. Că cu cât ar fi stat mai mult în rai, cu atât ar fi cunoscut mai mult pe Dumnezeu și niciodată n-ar fi voit să se îndrepte spre pomul binelui și a răului. Dar faptul că a stat foarte puțin arată că discernerea este pripită. Băi, femeie, da, a spus că dacă nu-mi cămurim, și șarpele spune, nu e adevărat, v-am înțeles. Iată conștiința pervertită. Iată depărtarea de potir. Iată depărtarea de Sfântul Duh. Iată depărtarea de Sfintele Taine. Iată depărtarea de Hristos, de lumină și de iubire și de Dumnezeu. Da, dar a spus că poți să fii ca Dumnezeu. Și ce face? Lasă prototipul concret care trebuie urmat, icoana, deci după chipul nostru să fi făcut, nu ființial, ci lucrat, plăstuit, mâinile tale m-au făcut și m-au zidit, și se îndreaptă automat spre materie, spre pom. Și foarte frumos, n-am luat cartea, dar țin minte numai o parte din ea, arată că omul se îndreaptă spre materie, cercându-și stăpânirea asupra ei, încercând să devină stăpân, devine sclav, cum vă vedea mai târziu cu fiul risipitor, uită pe Dumnezeu care este stăpânul și a materiei și părintele acestui om care se dorește stăpân, adică fiul mai tânăr, și în acea clipă, pervertind mintea, începe să cadă spre ce? Spre sclavia în materie. Începe să se afunde în cele mai de jos. Cum spune și omul, ce este fiind dobitoacelor s-a asemănat și s-a alăturat lor. Deci căderea din darul lui Dumnezeu prin ce? Prin răzvrătire. Și răzvrătirea are loc în trei căi. Ăsta e versetul corect al răzvrătirii lui Adam în rai. Și venind fiul mai tânăr, i-a zis tatălui său. Eva a fost cea îndrăzneață. Fiul mai tânăr. Tată dă partea de avere ce vi se cuvine. De ce să nu fiu ca Dumnezeu? De ce să nu fiu eu stăpân? De ce să nu știu eu ce face Dumnezeu? Și în aceeași clipă, deci în aceeași clipă, fatalul se petrece. Procesul verbal de conștiință, dintre discuția celor doi, se termină prin ce? Prin întinderea mâinii în pom, adică luarea averii și plecarea în țara îndepărtată. Plecarea se face la moment. Și aici am scris frumos o frază. Făcând radiografia adamică, nu eu, ci lui Gornicakis, teologul grec, a darurilor pe care le-a dat Dumnezeu omului, mai găsim și partea de avere care și-o cerea Adam și Eva sau fiul risipitor. Nestricăciunea sau starea cerească sau îngerească este legat de haină. Haina pe care trebuia să-l veselească din nou și să-l îmbrace tatăl când se întoarce acasă, nu este decât haina care îl dă întâiași dată la zidire. Cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, fiind el lumină, putea să-i dea lui Adam la creație în tuneric, nu știu cum. Legat de hrană, din toți pomii să mâncați. Iar binecuvântarea pământului virgin făcea ca pomii să rodească de la sine, fără sapă și tractor. Legat de fizionomia spirituală și corporală, Adam era prea plin de har. Deci avea atâta înțelepciune încât îngerul nu știa să vorbească și să comunice cu Dumnezeu în aceeași măsură cu care comunica omul. Dar avea o odihnă trupească în Dumnezeu. Luați raiul, stăpâniți-l și aveți grijă să vă hrăniți din toți pomii lui. Adică din toate rațiunile dumnezeiești cele mai înalte. Și aceste rațiuni dumnezeiești a fost nevoie de 2000 de ani de la învierea lui Hristos și de alte 5 până la, de la căderea lui Adam, ca să se ajungă prin proroci și prin toată patristica, să
să arate toată răzvrătirea și umiltirea diavolului, care cunoștea bine lidărit de Dumnezeu oamenilor și cât de fals, cât de pervers, cât de viclean s-a strecurat în mintea omului și l-a răpit de acolo de unde ca pruncul la sa maică. Spune cântarea, o prea frumoasă pustie. Deci ca pruncul la sa maică. Deci stătea Adam ca un prunc la sâmb. Stătea Adam în bucurie. Nu știa că este gol, nu știa că este flământ și așa mai departe. Nu le oprim la asta. Avea iluminarea, avea îndumnezeirea, dar nu desăvârșită, după dar ființialul lui dintre ei. Toți sunteți Dumnezei și ce-am spus. Apoi, era material înduhovnicit, locul era sacru. Nu era un pământ pervertit. Și aici, imediat, mă duc la un lucru. În primul rând, deci în primul rând, raiul trebuia desăvârșit și el la rândul lui prin om. Și cum trebuia desăvârșit prin om? Părintele Cleopa arată mai scurt, Maxim Mărturisitorul și Sfântul Vasile cel Mare și Ioan Gură de Aur arată frumos. Dacă omul nu ar fi căzut în neascultarea pe care și-a făcut-o singur, adică Adam, acest fiu risipitor al parabolei de astăzi, raiul s-ar fi dezvoltat duhovnicește prin rațiunile umane. Așa cum astăzi eu îmi doresc o casă cu 6 etaje, așa cum astăzi eu îmi doresc nu știu ce haine de lux sau nu știu ce mașină de lux, așa putea Adam să-și dorească încă niște stări sufletești mai înalte, pe care permanent gustând din pomul binelui și a răului, dar după ce Dumnezeu îi îngăduia, deci nu el vrând, îl făcea să ajungă la atâta înălțime sufletească și îl făcea să ajungă atât de departe, încât Dumnezeu era în măsură să comunice cu el în starea îngerească veșnică. Și spune, omul trebuia să fie ca îngerul, trebuia să mulțească îngerești și să sfătuia și aveau copii, iar când era să fie răpit într-o altă lume, la cer nou și pământ nou, adică în slava lui Dumnezeu, era răpit ca Enoș și ca Elie, fără să mai treacă prin moarte. Deci era o trecere de la o stare la alta. Se trecea din lumina harică în lumina cea pură refuitoare, unde nu mai este umbră de schimbare, cum spune profet. Și spune, fără să spună vreun cuvânt, le-a împărțit averea. Dumnezeu, când l-a creat pe om, i-a pus tot ce i-a trebuit. I-a suflat și i-a dat. I-a suflat și i-a pus totul la îndemână. Dar glasul lucrării spune mai departe tot acest teolog, este tocmai retrocedarea planului lui Dumnezeu în favoarea libertății omului. Deci, arma bunăvoirii este tocmai frica dar părintească și în iubire de oameni, care însoțește pe tot parcursul planului de mântuire, că omul va cădea. Și știa că va cădea, că albintele ar fi pus o travă în pom, când mânca și cădea. Dar i-a lăsat ipoteza întoarcerii, ceea ce Adam nu face el la timpul lui, ci trebuie să facă alții pentru el. Deci trebuie să vină Dumnezeu să-și dea pe Fiul să-i arată lui Adam cam cum trebuia să pocăiască. Adică să vină Fiul să pătimească fără de păcat și să vină Fiul să intre în robia sau în starea de păcat a omului, să ia chip de om, adică chip de rob, și să-l facă pe om Dumnezeu, Atanasie cel Mare. Și spune mai departe. Prin virginitate pământul împărtășau oamenilor dulceața fructelor. Deci ce vă spuneam? Nestricăciunea, mireasma veșniciei, fiind halice în comunicare cu infinitatea. Sigur că nu era o mâncare care să trebuiască să o digere stomacul, să faci ulcer sau găstrină. Ci era o mâncare pe care te hrăneai, exact cum spune, gustați și vedeți că bun este Domnul. Deci era o stare de bucurie, o stare de iradiere, de iluminare, în care omul mergea în permanență din putere în putere. Suișuri a pus în inima sa din putere în putere. Ca și astăzi, în lucrarea rugăciunii, când omul urcă din treaptă în treaptă, până unde își dorește, nu îl oprește nimeni. Ascultarea și smerenia este, de fapt, ceea ce cere Tatăl celor doi fii. Îi dă averea și îi lasă, dar crede că împărțându-le averea, ei se vor simți seniori lângă Tatăl Domnului. Dar ei se sunt mai sclavi, se sunt mai robiți. Și atunci, sub tăcerea celor doi fii, Tatăl, fără cuvinte multe, împarte pe om vieță. Ce faci? Faceți fiilor ce vreți. Voi să alegeți. Și lasă pe om vieță, adică ascultarea și smerenia, la îndemâna omului, alături îi pune averea și îți spune, fă ce-ți place. Și în clipa aceea, Adam și Eva înclină, întorcând spatele lui Dumnezeu, spre materie. Și în felul ăsta, de 5.000 de ani, omul este pământ și în pământ merge. Și încă de alte 2.000 de ani, bobul de grâu, dacă nu cade în pământ, nu aduce roade.
Deci același lucru se întâmplă și spune mai enfatic că procesul de distrugere în Adam este tocmai procesul depărtării de Dumnezeu și pervertirea conștiinței din bine în rău. Ascultarea se transformă în neascultare. Iar Dumnezeu a încercat să oprească reaua întrebuințarea lui înainte de vreme. Dându-i lui Adam în minte, iată prima discuție cu Dumnezeu, fără ca Adam să-și dea seama că Dumnezeu e la el. Dar a spus că murim. Mie îmi place mereu să reflect asupra lucrului, ca să vedeți că ea este totuși fină. Deci nu-i la întâmplare, par acolo două, trei versete. Dar pot să discut și o săptămână despre ele. Deci adunându-și averea, a căzut în desfrânări, s-a dus, s-a rătăcit în țara îndepărtată. Și unde s-a rătăcit? Prima dată s-a ascuns din Dumnezeu. Prima dată și-a luat o cale întoarsă. Deci crezând că s-a întors cu spatele, închizându-se ochii duhovnicești care văd și împrejur și în față și înainte și înapoi și în viitor și în prezent, deci ieșind din starea dinainte vedere, din starea de iluminare și discernere, omul a intrat în starea pământească. Dar a intrat într-o stare pământească de data aceasta înnegrită, pervertită. Și aici îi spuneam cuiva și el rămăsea să mirat, spunea că de ce mă miri eu atât de mult? Uite de ce mă miri atât de mult. În momentul când Adam și Eva greșesc și mintea se întunică, trupul se schimbă, golătatea se vede, patima lucrează, gândul încep să apară, prima întrebare este aceasta. Și spunem ce spune Fiul Iisus. Și după ce s-a cheltuit totul, și foarte interesant, după ce a cheltuit totul, ce a cheltuit, ce avea el ca să cheltuiască? Avea două lucruri. Avea puțină știință câștigată de la Dumnezeu în câteva zile de ascultare. Avea un pic de rațiune înaltă, care imediat s-o pervertit și s-o tulbura, mai știa ce să facă cu ea, nu știa cum să o folosească. Ar fi alergat înapoi la Dumnezeu. Dar de acum lucra patima mândriei, ar fi alergat să ceară iertare, dar de acum lucra îndreptățirea de sine. Și ca drept dovadă, ascultând pașii lui Dumnezeu, s-a ascuns. Ascultând pașii lui Dumnezeu. Unde întâlnim relația om, Dumnezeu și paș? Și ieșind tatăl în pridvorul casei, s-a uitat în depărtare. Și văzându-l, i-a ieșit înainte ca să-l întâmpine. Deci tatăl lasă casa părintească, deci lasă slava cerului și iese ca să-l întâmpine. Deci iată pașii lui Dumnezeu în rai. Raiul era acolo unde era desfătarea, sub stăpânirea tatălui, sub toată cărmuirea lui. Dar când Dumnezeu făcea pași spre Adam, Adam se depărta, se ascundea. Unde se ascundea? Se ascundea în țara păcatului, cheltuind ce? Ceea ce n-avea. Pentru că în clipa când iese de sub ascultarea tatălui, Mântuitorul spune, n-a dorit cu mine risipește. Toate ale tatălui nu mai sunt toate ale fiului. Și de ce nu sunt toate ale fiului? Păcat că n-am luat cartea din viteză, ne-am grăbit, dar vă spun ce redă teologul în comentariul său. Zice, lucrarea lui Dumnezeu se reflectă în toată lucrarea materială născocită din înțelepciunea omenească. Dar când aceasta e făcut în Dumnezeu, omul se înalță. Și cum spuneam odată cuiva, că spus, și păi eu mă uit la televizor. Și ce dacă tu ești la televizor? Dacă Dumnezeu vrea să nu se facă televizor, nu era? Și că eu vorbesc la telefon. Dacă Dumnezeu vrea telefon, nu-l făcea. Nu-i dădea omul să îl poate inventa. Dar i-l-a dat spre ajutor. I-l-a dat spre scurtarea timpului. I-l-a dat spre mai multă luminarea minții. I-l-a dat spre mai multă putere de discernere și alegere. Televizorul nu este altceva decât un pom al cunoștinței binelui și rău. Televizorul nu este altceva decât o grădină eternă, din care alegi ce pom vrei și ce fructe vrei să mănânci. Dar cum? Raționând cu mintea. Asta da, asta nu. Asta e bun, asta e rău. Asta trebuie, asta nu trebuie. Adică, omul pervertește. Teoclid Dionisiat, într-o lucrare de la Apus. Omul pervertește firea lucrurilor pe care Dumnezeu le-a descoperit lumii. Când s-a făcut mașina, nu s-a făcut să faci cu ea accidente. Când s-a făcut mașina, nu s-a făcut ca să te mândrești cu ea. Ci i-a dat Dumnezeu prin mintea omului așa. N-ai fost în stare să fii înger. N-ai fost în stare să zbori ca fulgerul de la răsărit la Apus
stai clipeala fulgerului și cât ai clipit din ochi să scurtezi distanțele cu puterea cerească de deplasare. Am să-ți dau racheta, avion, mașină, care să-ți dea un extaz de mulțumire trupească și pământească în care să te vezi un realizat. Văzându-te în avion, să te vezi în starea îngerească. Deci cu aripi, cu aripi zboară avion. Nu tocmai și la întâmplare, ca o pasăre în zbor. Nu la întâmplare mergi pe apă cu vaporul, ci ca să arate Dumnezeu omului că în orice clipă o furtună poate scufunda vaporul. Dar tot în aceeași clipă vaporul este purtat de valuri cum mergea Mântuitorul Hristos pe valuri fără să afunde. Mântuitorul mergea din înțelepciunea și desăvârșirea și lucrarea dumnezeiască a firii dumnezeiești, dar și din ascultarea desăvârșită de Tatăl, când toate îi se supun prin ascultare. Deci, modelul Hristos care rămâne pentru Adam, modelul veșnic 5.000 de ani până la nașterea din Fecioara Maria, când spune și tu, femeie, vei zdrobi capul șarpelui, Hristos nu face altceva decât să arate ce trebuia să îndeplinească Adam până la cunoașterea binelui și răului. Deci trebuia să aibă aceeași știre și lucrare ca Hristos. Nu spune, Hristos este Adam cel nou, iar Adam este cel vechi, nu este altceva decât Hristos cel nou, care vine prin înviere și prin răstignire să-L răscumpere. Deci, nu face altceva Hristos decât să-i arate omului cât de slab a fost. Iar la fel, materia vine să-i arate omului cât de slab este, dar cât de putere i s-a dat. Ce era? Deci, ce era ca să inventezi telefonul celular, deci mi se pare o glumă sau un legat în text, și să vorbești prin gând, adică ajungând la rugăciunea înainte văzătoare, și să comunici cu celălalt de la capătul pământului fără telefon. El să știe ce ai gândit tu de asta parte. Că așa vrea Dumnezeu. Îngerii comunică între ei și pururi văd slava Dumnezeu. Exact același lucru vine să-l suplinească telefonul între oameni. Eu formez prefix și îmi dau număr și vorbesc în America. Ăla e la mii de kilometri, dar glasul meu e lângă el. Prin lucrarea și înțelepciunea minții sclipită și luminată din Dumnezeu. Deci asta trebuia să facă omul dacă nu cădea. Să vorbească unul cu altul de la un capăt la celălalt al pământului. Prin ce? Prin puterea gânditoare. Pentru că prin puterea gânditoare s-au construit și astea. Dar am rămas noi și ne-am dus rar. Amândoi, și Adam și Eva, crezându-se proprii voință, ce au zis? Dar ce-ar fi dacă îl și judecăm pe Dumnezeu? Ce-ar fi dacă l-am judecat pe Dumnezeu? Și sfătuindu-se amândoi, s-au îmbrăcat în frunză de smochie și când Dumnezeu s-a apropiat de ei și a întrebat Adam, unde ești? Adam spune, plin de totalitate. Doamne, era rușine atunci. Trona. Floarea rușinii domnea în Adam. Rămăsese singurul lucru curat. Doamne, sunt gol. De unde știi tu că ești gol? Ce înseamnă gol? Nu-și dădea seama Adam când spunea că cuvântul gol înseamnă despărțire de Tatăl și toată averea primită nu mai avea nicio valoare. Deci orice aparat electronic scos din sursa de curent nu are valoare. Orice doctor fără bisturiu se uită la om și nu-l poate opera. Orice om cu bisturiu și fără mintea doctorului nu poate face nimic. Așa era Adam. El avea totul, dar nu știa să mai facă cu el. Și atunci a spus, Doamne, ești gol. De unde știi că ești gol? Încă o dată întreb. Păi nu m-am despărțit de tine? Asta trebuia să spune. Nu ți-am călcat porunca? Ce? Nu știi că am mâncat din pom? Dar Dumnezeu, prefăcându-se cu nu știe, pentru că veșnic vrea să câștigi cu iubirea, spune. Dar poate ați mâncat cumva din pomul binelui și a răului, mi-mi pare rău când am văzut Biblia să avem textul în față, motamă. Poate ați mâncat din pom? Trebuia să spună, da, Doamne, greșit, am luat și așa înaintea ta. Asta trebuia să spună. Așa trebuia să spună fiul risipitor în clipa când s-a văzut gol. Dar ce-a făcut? S-a dus și-a ales alt stăpân. Și Adam și-l-a luat pe dracu de stăpân, de Satan. Noi nu-i pronunțăm numele, dar urmăm faptele. Noi îi spunem ducă-se prin pustii sau fâl și deauri, dar îi facem voie din tot. E, Adam face la fel. Și că femeia pe care mi-ai dat-o, iată prima insultă adusă oamenilor lui Dumnezeu pe pământ. Iată prima răzvrătire a minții raționale în fața lui Dumnezeu.
de păcat în fața omenescului, în raport cu Dumnezeu. Îngerul cade că vede pe Dumnezeu și se vrea mai sus ca el. Dar Adam nici nu vede toată slava lui Dumnezeu, pentru că nu era desăvârșit încă în împlinirea duhovnicească. Că arată Sfinții Părinți, n-a fost creat total în desăvârșire, ci s-a lăsat prin potența proprie și prin ascultare să desăvârșească. Băi, asum, vă plictisesc, dar trebuie stors tot. Tot trebuie stors. Și în clipa când Dumnezeu aude cuvântul ăsta, întreabă: dar tu, femeie, s-a făcut că nu s-a supărat pe Adam. Dar tu, femeie, și că șarpele m-a îndemnat. Aștepta ca femeia să dea un răspuns. Șarpele m-a îndemnat. Tăcere. De ce se face tăcere? Se face tăcere tocmai pentru faptul că Dumnezeu este pus în dilemă și stă acum la întâmplare. Ce să facă? Să le dea explicații cât va suferi el, să le dea explicații câte planuri avea cu ei, să le dea explicații cât de mult i-a încurcat lui rostul. Ați întâlnit o afacere între doi prieteni, când ea dă faliment și ei încep să se acuze unul pe celălalt. Băi, dar cum făceai treaba asta? Păi tu știi și rezolvam noi. Băi, dar dacă știu nu greșai acolo, tu știi, eu nu mi-am dat seama, tu știi și așa. Ei, Dumnezeu nu mai sunt în nevoia să facă lucrul ăsta. Și vă arăt unde. Imediat. Întrucât greșeala e atât de fatală și evidentă, starea paradisiacă este evident scurtată. Deci ce o să zic Dumnezeu? Voi ați făcut un așa fatalism? Eu am să fac altceva. Vă scurtez starea în rău. Pentru că de acum urma să fac Adam din cap. De acum inventa el tun și pușcă și bombă atomică. Sunt arma. Și cu ce sunt arma? Cu rațiuni omenești pervertite în fața minții sau a izvorului mai presus de puterea gânditoare a Dumnezeu. Deși le-ai făcut femeia grasă, deși le-ai făcut-o cu măseli, deși i-ai pus păr, deși i-ai pus patim, deși i-ai pus ochi frumoși, deși mi-ai făcut mie poftă trupească, că de-abia Adam de discutat cu Dumnezeu. Dar și-o spus Dumnezeu, stai un pic. Nu i-a mai dat voie să vorbească. Și îi spune așa, iarăși într-adevăr o lucrare frumoasă, chestii cu gând omenești. Pierderea chipului îndumnezeit în natura umană, rănită, risipită în patim, este un clișeu a vieții personale a fiecărui om depărtat de Dumnezeu. Dumnezeu, cum am spus la o predică într-una din duminici după botez, mi se pare, sau la fricoșată judecată, cred că, nu vrea să-i arate lui Adam greșeala care o face în clipa căderii, să nu-l deznădăjduiască total. De ce? Pentru că îl iubea. Îl lasă să învie prin Hristos, îl lasă să se transforme plângerea Evei în bucurie, îl lasă pe Adam să ajungă la starea din tâi, prin botez să taie zapisul diavolului, prin înviere, să-i curăță, să golească iadul, să-i sară peșețele, să fugă drașii toți ca iepuri. Și în clipa când îl aduce din nou în lumină, în clipa când va fi apocalipsa sau judecata și toți vor sta cu mierul la masă în împărăția lui Dumnezeu, să-l ia pe Adam și Eva, undeva fi în dreapta, sigur, lângă el mai aproape, și fiul care cum aude judecă să-i spune: Adam, îți dai seama din măsura greșelii tale de-abia acum? Vezi cât se pierde? Vezi cât s-a irosit? Vezi cât s-a trecut în timp și în vreme? Vezi ce a rezultat păcatul tău? De aia spune prorocul David în psalm: ferește-mă, Doamne, de păcate străine. Nu-i de ajuns să înveți o fată să sărute sau să păcătuiască, că după aia de toate sărutările și păcatele îi dai seama. Aia este. Așa vrea Dumnezeu să explice lui Adam. Nu faptul că mi-ai dat o palmă și m-ai insultat că ți-am dat o femeie care a greșit, că n-am știut eu să o fac corect. Dar faptul că această greșeală va costa și nu va costa o zi sau două, ci veșnic. De ce va costa veșnic? Pentru că iadul nu se desfințează, cum spune Origen,
în apocastază, așa e un termen, nu știu, a patra judecată. Nu va fi desfințat și păcătoși vor fi mântuiți prin purgatoriu și vor sta veșnic lipsiți de iubirea lui Dumnezeu. Deci iată unde e suferința. Și spunea într-o carte a lui Elder Leonid, că zice un fiu, știind că tatăl s-a spânzurat și fiind călugăr, el fiind mai melancolic și mai sufletesc, contempla mult cum poate Dumnezeu să rab din atâta nemărginită iubirii suferința păcătoșilor în ea și să-i vadă veșnic chinuindu-se. Și atunci răspunsul primește de la bătrânul lui. Fiule, așa cât va exista lumea, auzi și răspuns înțelept, a Sfinților Părinți, nu al nostru. Așa cum cât pe pământ va exista lumea și lumea va continua să-L supire pe Dumnezeu și dacă ea la infinit va exista, Dumnezeu va lua veșnic rani din partea lumii căzute, dar ridicate în Hristos și pervertite prin întoarcerea de la Hristos cu fața către Satana, deci Mamona, așa și iadul trebuie să sufere veșnic ca să vadă că și Dumnezeu în iubirea Lui de oameni veșnic îi așteptați să întoarcă. Și acum veșnic vrea să-i vadă suferind. Pentru că și El la rândul ei ar fi suferit veșnic. Și i-ar ierta, dar îi iartă parțial. Pe Adam îl lasă să se chinui cât crede că este de folos și apoi îi dă mustrarea veșnică de conștiință să vadă mereu iadul cu păcătoși și chinuindu-se din neascultarea Lui. Din neascultarea Lui, chiar dacă este restaurat, pentru că greu a înțeles Adam căderea Lui, greu înțeleg oamenii restaurarea Hristos. Greu înțelege fiul mai mare întoarcerea fiului pierdut. Adică Adam, când el e vorba. El nu înțelege intrarea mântuirii prin femeie în lume. E o taină lume. Dar Dumnezeu, iubirea Lui de oameni, suportă atât și una și cealaltă. Că așa vrea El. Nimeni nu poate să urască. Deci nimeni nu poate să schimbi voința lui Dumnezeu. Și mergând mai departe, spune așa. Textul în parabolă dă o sinteză de ironie în ambele cazuri. Și vreau să vă spun. Ironia constă în lucrul următor. Adam în slava lui Dumnezeu se vede rău. Omul în slava lui Hristos se vede rău. Și de-abia, la sfârșitul textului, arată frumos și spune așa. Omul numai când se vede liber de Dumnezeu, crede că este liber. Dar neștiind că depărtându-se de Dumnezeu, devine mai sclav decât a fost. Și ne întoarcem de unde am plecat. Iată primul șantaj a minții căzute. Dar spune că și în rai același lucru s-a întâlnit. Adam, care se dorea stăpân, Adam, care se dorea Dumnezeu, acum se vede cu adevărat rău. Ce face? Își aduce aminte de un lucru. Ce își aduce aminte? Că are acces la pomul binelui și răului, unde trece din capul lui, dar are acces la pomul vieții. Și în clipa când Dumnezeu, în gândirea lui, vede cu omul să întinde spre pomul vieții, pune heroin cu sabie de foc, oprește-te, gata. Stă duhovnicul și spune, oprește-te, cum să iei sfinte, când nu ești vrednic, așteaptă. Și îi pune heruvim cu sabie de foc și de văpaie care păzește pomul vieții, ca Adam nu cumva să mănânce și să cadă de două ori, făcându-se vinovat de sângele mielului, cum spune Apocalipsa, și vrednic de morți și boale în noroc, cum spune Pavel la Corinteni. Deci pentru proasta economisire. Adam aleargă imediat și își aduce aminte că salvarea este la pomul vieții, că de câte ori mânca să lumina și să îndumnezeia el și înțelegea toate care vrea să le știe. Așa și omul. Când de-abia vede că s-a dobitoșit cu totul, mai vine și spune, am alergat și la biserică. Dar și fiul risipitor. Spune la fel. Și ducându-se și văzând că începe să ducă lipsă în țara îndepărtată, în foamete și în mare scârcă, s-a lipește din unul din locuitorii țării. Deci, își caută refugiu. Ce zice? Nu mai pot aici, lasă-mă duc dincolo. Așa face omul. Nu-i la biserică, hai la vrăj. Nu-i la vrăj, hai la yoga. Nu-i la yoga, hai la Mahomet. Nu-i la Mahomet, hai la Buddha. Și tot așa. Umblăm din traist în traist și din băț în băț. Dar, trăind în mod pervers, împotriva adevărului, Adam este izgonit din rai. Și am ajuns la punctul culminant. Deci ăsta e
fapt, punctul primei părți. Adam, trăind pervers, este izgonit din rai. Și asta înseamnă cădere în Adam. Și am să vă explic căderea. De fapt, e titlul lecției. Sfârșit, înfometat, tulburat, Adam gustă fructul morții. Eu îmi place să vi le redau exact cum sunt, pentru că sunt prea frumoasă, adică pusă de omul ăsta luminat. Sfârșește în robie, ajunge să-și găsească, să lași în dracii care l-au învățat, încercând să se răzbune tot pe Dumnezeu. Iar la cuvântul Adam, unde ești, se regăsește mintea păcătoasă, loc să spun aici, sunt iartă-mă, Doamne. Iar biserica creștină și învățătura ortodoxă de răsărit lasă două cântări funebre din mormântare, în catisma nouă. Să nu întorci fața ta de la sluga ta când mă necăjesc. Ia minte spre sufletul meu și îl mântuiește pe ea. Ca un catisma nouă, la psalm, găsiți. Și se cântă în postumani. La râul Babilonului, acolo am șezut și am plâns când mi-am adus aminte de Sion. Unde aduce Adam plânsul? La ușa raiului. Este scos afară din rai și dat în pământ. Și ajungem imediat să vedeți căderea cât e de jaltică și de groază. Am șezut și am plâns când mi-am adus aminte de Sion. Care-i Sion? Și-am adus aminte de pomul vieții. Aia era. Acum văd eu de ce eram luminat. Acum văd eu de ce la noi fleaura pe rai fără să ne pese de nimic. Noi mâncam dintr-un pom care ne dădea toată energia. Noi mâncam dintr-un pom care ne dădea tot ce ne trebuie. Completat. Toate energiile metabolismului fizic și biologic, dar înduhovnicit, fără eliminare materială. Și spune acolo mai departe. Cel ce suferă nu este Adam. Adam suferă prea puțin. Drama așteptării și a iubirii de la distanța lui Dumnezeu, asta e mai dureroasă. Spaima greșelii. Primejdea cu omul va putea muri. Și când spun primejdea cu omul va putea muri, închipuiți-vă învățătura Sfântului Vasile și Maxim Mărturisitorul care vine și spune. Dacă Maica Domnului are și aroganță. Vinilie. Dacă Maica Domnului n-ar fi acceptat fie mie după cuvântul tău, sau Satana ar fi ispitit-o într-o mare care fel al înălțării mință, mântuirea n-ar mai fi avut loc. Ridicarea n-ar mai fi avut loc. Dumnezeu ar fi pierdut, spune Sfântul Maxim, întreaga creație de mii de ori și nu i-ar fi părut rău dacă Satana ar fi corupt sfințenia și pururea fecioria mință în duhovnicitea Maicii Domnului. Ca să vedeți și cu femeii veni zdrobi capul șarpului. Până acolo este drama așteptării. Oare era ușor, cu Dumnezeu să dea toate poruncile alea care s-au întâmplat de-a lungul Vechiului Testament? Dumnezeu s-a băut să taie cu sabia, să omoare popoare, amaleșiți, moabiți, moabiteni, gabaoniți și tot, știți prea bine câte popoare hamanei vineau și se luptau cu cadie Erihonul și dă poruncă să treacă totul prin sabia. Nu era ușor lui Dumnezeu și îmi pare rău că nu am luat canonul Andrei Cristianul de față. Să vedeți câte asemuiri ale Vechiului Testament în care arată tânguirea și jalea lui Dumnezeu. Și arată cum Dumnezeu îl luminează pe om. Pe omul căzut și pervertit să gândească până acolo. Să se lipească limba mea de grumazul meu. Și uitată să fie dreapta mea, spune mai departe cântarea la râul Babilonului. De te voi uita sau nu voi aduce aminte de Sion. Sau de voi cânta cântarea Domnului în pământ străin. Iată câtă jale în sufletul omenesc, dar iată câtă jale lui Hristos, că n-are unde să-și plece fiul omului în cap. Vrea să cânte în inima omului. Vrea să-l mângâie, vrea să-l vibreze, dar nu mai poate.
Potopul nu face nimic, Marea Roșie nu face nimic, Noe nu poate face nimic, Avram nu poate face nimic, legea lui Moise nu poate face nimic. Și omul mereu cade, omul mereu se prăbușește și primejdea este la fiecare pas. Dar Dumnezeu nu disperă. Și o să ajungem imediat pe parcurs la un moment foarte important în care o să vedeți la întâlnirea fiului pierdut cu tatăl o frază care nu face altceva decât să trezească inima la realitatea în care noi nu ne dăm seama din bucuria lui Dumnezeu atunci când noi ne întoarcem cu față spre El. Și acum începe, după izgonirea lui Adam din Rai, de la Dumnezeu, toate binecuvântările și toate blestemele. De fapt, acum începe călcarea în picioare, acum începe tăierea voii, acum începe călugăria lui Adam, acum începe lepădarea de sine și calvarul crucii neamului omenesc. Femeie, vei zdrobi capul șarpelui. Prima binecuvântare. Era prima bucurie, era sărutarea pe grumază. Și să vă spun de ce era sărutarea pe grumază? Capul femeii este bărbatul, dar gâtul bărbatului este femeia. De-aia sărută Dumnezeu pe grumază, pe fiul pierdut. Pentru că femeia zdrobea capul șarpelui. Deci iată, prima binecuvântare, deși ei erau căzuți. A doua binecuvântare. Vrăjmășie voi pune între tine și șarpe. Deci, și satanii îi face auzită în urechi, că niciodată n-ai să te mai apropii tu de femeie și ai să cunoști planul meu de mântuire prin ea. Adio! Odată ai prins tu în mână libertatea, odată te-ai înălțat mai mult decât ți-o trebuit și ai căzut de două ori cădere jale, când tâi te-ai răzvrătit mie și apoi asupra creației mele. Și asta o vedem din porci. Așa ne hotărâți porci cu cau roșcule și îi păza Adam. Și fiul risipitor. Fiul trântit în mare. I-a spălat. Patima. Adică Satana va lupta de la distanță firea omenească căzută în patimă, dar ocrotită de darul lui Dumnezeu, însă Satana va păzi călcâiul. Adică sfârșitul fiecărui om. Și sfârșitul fiecărui om este groaznic pe Hristos. Mlădița care nu aduce roadă, să taie și să aruncă o seară. Clar? Înmulțim durerile nașterii. Era vorba doar că avea să o doară oasele de Eva când năștea copiii. Înmulțim durerile nașterii. Vei vedea ce înseamnă să naști în durere. Vei vedea ce înseamnă să înduri durerea de la fiii tăi, cum am îndurat eu de la voi. Vei vedea să vezi ce... Vei muri și vei vedea durerile provocate de fiii fiilor tăi. Și vei vedea durerile nașterii din nou, din apă și din Duh, prin coasta străpunsă în Iisus Hristos, din care a curs sânge și apă și ceea ce a văzut, a mărturisit și adevărat în mărturia lui. Când o dormea căpățâna lui Adam la Golgota, când sutașul înfingea sulița și curgea sânge pe capul lui să spele păcatul, de-aia îi spune diavolul căpățânii. Munca de acum și existența trece la Adam. Adame, să fii mereu și veșnic cap femeii. Adică cap femeii. Să supraveghezi întotdeauna lucrarea care o voi face eu prin ea și să vezi cât de slăbănog ai fost tu și din gust înainte și mi-ai reproșat că ți-am făcut o femeie rea și eu îți voi arăta câte lucruri bune va face ea alături de tine. De-aia va supraveghea capul femeii și va fi capul ei tot timpul. Ca să îi se deschidă ochii aia puturoși care au mâncat din pomul vieții și au mâncat din slava lui Dumnezeu, să vadă cât rol avea femeia și cât rol avea să aibă în continuare. Dar vei fi rob pământului. Mi-ai vorbit urât. Te iert. Te uit. Nu te trec cu vederea. Te reabilitez. Dar îți dau de lucru. I-a făcut îmbrăcăminte de piele lui Adam și Eva. Bateți-vă cu capul în gard și luptați-vă cu patimile.
Pune un om, că o femeie și dracu are și scrie. Și tu ai și mărturisit. În toată bunătatea lui Dumnezeu, din iubirea părintească, îl ironizează. Nu-și pierde Dumnezeu iubirea. El se veselește chiar și în clipa căderii lui Adam. Și îi spune Fiului și Duhului Sfânt, filiația între cele trei ipostase, din dogmatică, perihoreza și apropiere. Și discută între ei. Și iată, Adam s-a făcut ca noi. S-a făcut ca noi. Ci că Adam s-a făcut ca unul din noi, cunoscând binele și rău. Ce vrea să spună Dumnezeu cu lucrul ăsta? Ia ca Adam în iarul după capul tău. Ai vrut Dumnezeu și acum ești slugă. Ai vrut Dumnezeu și ai pierdut rai. Ai vrut Dumnezeu și acum trebuie să mâncești. Ai vrut Dumnezeu și te luptă patru. Ai vrut Dumnezeu și nu știi ce vrei. Îl ironizează. Nu-și pierde firea. Și unde îl mai ironizează? Și ducându-se s-a lipit de unul din locuitorii țării acelea și l-a trimis să pască la țară porci. Și dorea să sature pântecele din roșcovile pe care le mâncau porci, dar nu-i dădea nimeni. N-ar fi dorit Adam să mai mânești cu un pădureț căzut pe jos în rai? Sigur. Și venindu-și în sine, știi Dumnezeu când se lovească cu biciu? A zis, câți argați ai tatălui meu sunt îndestulați de pâine și eu pierd din foame. Câți argați ai tatălui meu sunt îndestulați de pâine și eu pierd din foame. Cine erau argați? Treaba e cam sub, cam, cum se spune eu, cam adânc. S-ar putea versetul să aibă două interpretări. Una îmi place mie, una e după Scriptură. Argații de data asta sunt oamenii sau fiul mai mare care stă chiar lângă tatăl și nu înțelege unele lucrări ale tatălui, dar mănâncă pâine, primește pentru că ascultă, se smerește, împlinește poruncile, nu se depărtează și așa mai departe. S-ar putea ca Adam vede acum cum îngerii se veselesc de slava lui Dumnezeu, dar nu sunt liberi cugetătorii, sunt argați, sunt stabiliți în har. Și eu pierd de foame. Pierde de foame că pământul despin și pălămide, dar catastrofa nu se oprește aici. Catastrofa merge mai departe. Ia ascult. Trăirea în veci nu vei mai avea. Decât când femeia va birui în capul șarpelui. Drumul către pomul vieții îți va fi închis până la timpul potrivit. Și când mai se întâlnește Adam pe pomul vieții? Nu vă vine în cap. În fiecare an la înviere, pe iconostas, se arată ridicarea de la ea. Mântuitorul ține pe Adam și Eva de mână. Ai văzut când mănâncă din pomul vieții, acum toate s-au umplut de lumină. Și cerul, și mintea lui Adam, și pământul, și inima, și cele de dedesubt. Și subconștient. Eva se bucură și Adam se veselește. Bucură de Adam și cu Eva. Păi, într-o parte, binecuvântare. Spune mai departe, încă un lucru frumos, iarăși blestem și binecuvântare. Că nu se lasă Dumnezeu, îi reproșează lui Adam pe toate, dar la modul iubitor. În sudoarea feței să mănânci pâine. În sudoarea feței paști porții, dacă nu ți-a plăcut să stai acasă, șef. Lângă mine și toate ale mele să fie ale tale și tu să fii un fiu și ceea ce face tatăl, sigur că fiul știe că nu-i slugă, spune Scriptura. Este exact o steneală a minții, spune Maxim Mărturisitorul, spre pâinea vieță. Câte o steneală nu trebuie ca să iei tainele lui Hristos? Metane, post, rugăciune, o steneală, mers la biserică, rugăciune, canon, pravele, pune ori îți vine să-l bați pe popa pe tine. Dar este sudoarea feței? Oare nu mai transpira Adam decât la față? N-ai văzut vreodată pe un om stăpân grob sau mâșit cu transpire tot? Dar de ce se referă când sudoarea feței să-ți mănânci pâinea? Cu mintea să gândești să ajungi să te împărtășești din pâine. S-o simți că-i fața lui Hristos. Iar îți blestem și binecuvântare. Până de să luăm aminte. Și aici să mire cei care aveau de să mirat acum o săptămână. Până te vei întoarce din pământul din care ai fost luat. Să fim cu
Unde trebuia să-l întoarcă pe Adam? Iată iubirea de oameni a lui Dumnezeu, care îi arată deja că îi va da haine de sărbătoare. Până te vei întoarce din pământul din care ai fost luat. Care era pământul din care ai fost luat? Pământul curat, pământul virgin, înduhovnicit, unii pomul creștea singur, fructifica singur. Și dacă mă întorc înapoi, mă dau exact frază. Nu ne întoarcem, mergem tot înainte. Ci că fructele, cum spune acolo mai departe, sunt acele care dau viață, dau veșnicie și iradiază nemărginire. Deci în acel pământ trebuia să întoarcă în rai. În rai. Deci până te vei întoarce din pământul din care ai fost luat. Deci pământul binecuvântat. Zidiva Domnul Sionul și risipirile lui Israel va aduna. Deci în clipa când se întoarce Adam la Ierusalimul Ceresc, se întoarce în acel pământ incoruptibil. Care devine incoruptibil prin ce? Prin puterea dumnezească. Și venim potopul, rai a fost răpit la cerstele răsărit, în duhovnicit și ca un loc al dreptului. Din amirea Hristos. Mergem mai departe. Dar, din neascultarea ta, îi spune acum, pământești, de s-a transformat într-un pământ puturos în care umblă vierme și șobolani, și m-am uitat și am văzut toate goale și țărene, și în pământ te vei întoarce. Deci, iată, îi pune întâi darul în față și pedeapsa la urmă. Ai să vii înapoi de unde ai plecat, știu eu când, aștept, sufăr și mă necăjesc. Acum adu-te în pământul din care te-ai tras. Ai vrut pământ, ai vrut diavol, stai cu el. Ai vrut să cazi, pocăiește-te. Ai vrut să te mulțești animalicește, mulțește-te. Ai vrut să fii liber, fii liber, dar du-te la pământul din care unde ai căzut. Pentru că în pământ ești și în pământ vei merge. Deci avem la Dumnezeu două feluri de pământ. Pământ nou și cer nou. Pământ pervertit și om pervertit. Pământ nou și cer nou este raiul duhovnicit în care a fost pus Adam, este raiul duhovnicit în care trebuie să se întoarcă, deci asta e binecuvântarea, dar pământ ești pentru că acum gândești pământește și în pământ du-te. Du-te unde e apa, te înghite și te putrezește, fiara te mănâncă, vermele te scofârșește și te roade și te transformă în substanță minerală și organice. Și acum, spune mai departe teologul, Adam se refugiază în mormânt. Casa lor în veacul veacul, în catisma 7. Totul este miros de stricăciune și de moarte. Și în parabola fiului risipitor și în rai. Lipsă, necaz, boală, supărare, mâhnire, porci care nu-i permit măcar să mănânce din troaca lor roșu. Sunt proști dragi să-ți dea să mănânci patima stisată. Curvești de un milion de ori și până ar ții pofte. Fumezi de un milion de ori și ar ții pofte. Înjuri de un milion de ori și ar mai înjura. Mănânci și faci rele de un milion de ori și încă ai mai face. Și nu te poți opri. Ai vrea să fii ca dracu, cum fac sataniștii. Dar nu poți, că nu-ți îngădui satana să-l depășești. De ce? Ai chipul lui Dumnezeu în tine. Și satana se teme de lucrul ăsta. Nu poate să se confrunte cu stăpânul care plonează toate din iubire. Și mergem mai departe. Atât lacrimile lui Adam, de care am spus să nu întorci fața ta, sau mai este un lucru frumos, eu am ales versetele doar numai să le auziți. Câți am grața ai tatălui meu, nu mănâncă pâine și eu pierd foame. Glasul lui Adam. Sculându-mă, mă voi duce la tată și îi voi spune, greșit am la cer și în fața ta. Cuvântușa lui Adam, plânge la poarta roi, de-a mea iar greacă. Nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Nici era Dumnezeu să numească fiul, că n-avea deocamdată cum, în fierea lui Hristos. Fă-mă ca pe unul din argați. Hai, răbdare. Cum vrei să te facă pe unul din argați? Nu se merge chiar așa de ușor la argățală, mai este treabă. Și sculându-se, ne întoarcem acum un pic în parabolă, și sculându-se a venit la tatăl său. Sculându-se a venit la tatăl său. Ce face Adam ca să vină la tatăl său? Eu am notat aici un lucru frumos, nu mai îl amintesc. Tot tatăl e cel care pașă din rai, m-am spus în dreapta spre omul căzut. Rugăciunea celor doi căzuți, adică și a lui Adam și a fiului risipitor, cum spuneam, să nu întorci fața ta,
Scoate din temniță sufletul meu să mă întâlnesească Dumnezeului tău, psalmul din Avicerne. Alipirea de Tatăl este mântuitoare. Să știi, nu se taie toți împrejur și îți înlegea lui Moisii și așa mai departe, din scaunul tău, din rodul, din scaunul tău, din rodul tău, voi pune pe scaunul tău și prin sămânța lui David. Știți cântările de la naștere Maicii Domnului. Lipitul s-a sufletul meu de tine și pe mine m-a sprijinit dreapta ta. Fiul risipitor, lui se potrivește. Trimite-mi Duhul tău și să vor zidi și vei înăi fața pământului. Când trimite Dumnezeu darul, să apropie viele. Mă voi pocori și voi vedea, spune Dumnezeu. Stă la stejarul din Mamre cu Avram Divor. Și acum eu primi la un lucru scurt. Recunoașterea greșelilor. Adam a ajuns să-și recunoască greșeala mult mai ușor. Pentru că degeaba el n-ar vrea să o recunoască. O vede veșnică iubirea lui de oameni din slava de acolo unde este din rai după învierea lui Hristos și vede miile și milioanele de păcătoși care se chinuie în iad și miile și milioane de păcătoși care gem și nu cunosc iubirea și dragostea lui Dumnezeu și ea nemărginită și ajung la cea măsurată. Toți Sfinții Părinți spun. Și munca iadului e pe măsura păcatelor noastre. Și vă aduceam eu aminti des. Adam n-a mâncat un rupzac de mere. A mâncat un măr. Noi greșim în toată ziua și spunem, da, și am stricat casa cuiva, dar am lucrat cu buldoze, de la demonă. Așa. Recunoașterea greșelii. Ce începe să recunoască omul greșeală? Adam recunoaște că este vorba de un tată ceresc. Fiul ispititor la fel. Nici atunci când pleacă, nu îi spune altfel, tată. Nici când se întoarce, tată. Dragostea ta umple cerul și pământul. Dragostea ta mă urmărește și mă însoțește. Lucruri discutate. Eu numai le-am pus ca să te redau frumos din Maxim Mărturisitorul, din Ambigu. Nu sunt vrednic de fiu. Am pierdut în fiere, categoric, până la Hristos. Am ofensat relația față de tine. Beda femeie. Comportamentul suferinței tăcute a Tatălui, deci așteptarea planului mântuirii de viacuri prin proroși, fericiți cei ce n-au văzut și au crezut, condamnă așteptarea și acuză. Și ce spune Isaia? Vai, bine, vrednic. Ai văzut cum se smerea, văzut cum câlește și cărbunile Dumnezeu. Ce spune Simeon? Acum slobozește pe robul tău. Se referea și la el și la Adam. Că văzut ochii mei mântuirea ta. Acum știu clar că ești Fiul Dumnezeu. Acum știu clar că aduce înviere. Fiul își condamnă propria comportare. Și Adam la fel. Se îngrozește de distanța creată de el. Și de păcatul creat de el. Adică tot ce a putut lucra cu un om să vede la cât i-a ajuns la spovedanie, știți mereu aceeași frază. Părinte, cred că-s cel mai păcătos. Asta din cură din suflet. O să vedem imediat. Distanța dintre mântuire și viață. Deci, el stă viu, dar mort sufletește, fiul risipitor. Adam stă mort trupește și mort sufletește. Dar știe că există o mântuire prin lacrima și căința Evei, care ea drobește capul șarpelui. Și aici am ales iarăși niște lucruri frumoase. Fiul mai tânăr s-a întors cu inima zdrobită. Și a intrat în rai. În care rai? În iubirea Tatălui. Ăsta e rai. Acum, fiul mai tânăr e gata de mărturisire, spune Maxim Mărturisitorul. Sculându-mă, mă voi duce la Tatăl și îi voi spune, iată ce frumos. Tată, greșit am cerului și în fața ta. Recunoaște dogmatica direct, nici nu mai discută. Cerul știe că l-a căzut asupra lui. Nu sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. Părinte, dă-mi și canon vrei. Părinte, pedepsește-mă cum vrei. Părinte, fă-mi ce vrei. Și aici ne întâlnim iarăși un lucru la care trebuie să ne oprim. Că și Adam ăștia cu două ticioare cad în toată ziua. Starea psihologică, starea sufletească și starea duhovnicească. Și fiul risipitor trece prin ea, și Adam trece prin ea, și noi trecem prin ea. Nu știu dacă l-a păcat și virtute, am spus lucrul ăsta. Dar vi-l spun acum. Adam, din spaima greșelii, s-a spus.
Fiul risipitor din spaima greșelii se duce tot mai departe din tatăl. Omul din spaima greșelii nu se mai dă apropiat la biserică. Iată momentul psihologic. Momentul sufletesc. Adam caută o scuză. Și încearcă el să se justifice. Am vorbit. Nu mai duc aminte. Omul păcătos caută o scuză. Părinte, să vezi că mi-a fost frică, că mi-a fost groază, că m-am spăimântat, că am crezut, cât tare, că am auzit, că am văzut. Fiul risipitor și el spune. Nu sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. Își dă el lui sentință. Greșit, căzut, nu se leapă decât de sine. El cu foaia lui. Încă el hotărăște în fața duhovnicului. Părinte, eu am venit la spovedie, dar cu condiții, dacă mă iei tare, îți întorc spatele, mai găsesc eu preot. Mă duc la parohie și mă împărtășesc. Mi-s lucrez că mă opresc și eu stau neîmpărtășit. Deci momentul sufletesc este cel mai important din viața noastră creștinilor, legat de viața spirituală. De aici începe tot. De aici se dă dinamica la cele două lucruri și trec imediat într-un lucru din spate și timpul și mi-am în față. Eu le-am pus la întâmplare. Marea tragedie, iată că nu sunt teolog, nu merge bine, a umanității și ironie în convingerea umană e faptul de a crede că departe de Dumnezeu putem fi liberi. Am mai folosit o dată. Ceea ce omul inventează, asta mi-a plăcut cel mai mult din toate. Ceea ce omul inventează și creează e de neatins. Să nu încerci tu să cauți drepturile omului, cât îi dă pe mâna lui Hagar și al lui Ono. Ceea ce cine încearcă să se atingă de lucrarea omului, moare și trebuie să moară. Împușcat, otrăvit, spânzurat, pedepsit și așa mai departe. Dar nu își dă seama că acestea creează distanțe raționaliste și materialiste care vor fi veșnic anulate prin iubirea nebună a lui Dumnezeu. Evdokimov spune. Prin Fiul în Dumnezeu vor deveni toți fii în ținta și scopul în omenire în Hristos. Poți să alegi tu și să fii 100 de Clinton și 100 de nu știu cine. Dacă ținta nu rămâne în Hristos, și dacă ținta nu rămâne în pomenirea, în dumnezeirea lui Hristos. Deci dacă nu mă nasc în Hristos, totul e zero. În Hristos m-am îmbrăcat, îți spune așa. Hristos, mai departe, iarăși frumos, și anulez, am citit. Hristos mort în mâinile oamenilor, deci drama învierii, este tocmai averea pe care o posedă omul de la Dumnezeu și o neglijează. A murit Hristos și cu asta. Mă și eu cu blidul, am luat și la biserică. Am aprins trei lumânări. Cu soacră mea, cu nată mea și cu nevastă mea. Și acum plec acasă să mă culc, că s-o văd să țin pochea niște lălăiele acolo. Dar Hristos viu și înviat cu omul păcătos ținut în mâinile sale, Evdokimov. E tocmai valoarea Fiului înveșmântată în lumina dumnezeirii. Este vițelul junghiat. Partea de vițel care ne-o dă Dumnezeu în parabolă, arătându-i Fiului întors dragostea divină, este Hristos omorât din mâinile oamenilor, care a spus crucificat, dar de data aceasta transfigurat și mistificat. Intră prin ușile cuiatul și spune, bucurați-vă, pace Domnul. Deci vezi, aduce liniștea în suflet. Îți cred, eu pentru mine le-am înțeles, nu știu voi. Și mai departe, iarăși Evdokimov. Eu am pregătit o două săptămâni și am vrut să vă duceți cu ceva în cap ca să vedeți cât trebuie să citiți ca să înțelegeți un lucru. Partea ce ne dă Dumnezeu prin Hristos, dintr-un trup divin uman, chinuit, răstignit, dar înviat, care se frânge, cum spune la Sfânta Liturghie, ăsta e, cum îi spune Ioan Cronștan, și niciodată nu se sfârșește și se împarte și pe toți îi sfințește, este cuvântul Tatălui spus Fiului răzvrătit. Copil, tu purure ești cu mine, toate ale mele sunt ale tale. El nu înțelege că Hristos rămâne întreg și în mâna Fiului care se întoarce zdrențăros și nenorocit,
și în mâna celui care se întoarce de la țară, în ostenit. Și ajungem imediat. Este Hristos, prin întruparea lui Fecioara Maria, un mic aluat care cuprinde întreg universul și întreaga împărăția lui Dumnezeu, care mântuie și restaurează. Eu le-am ales așa că n-am vrut să le schimb. Sunt prea frumoasă să mă apuc eu un idiot să le schimb sensul. Care face să dospească în măsurile treimii tot întregul creației. Veșnicia, iluminarea și desăvârșirea sau odihna în Duhul Sfânt. Și Pavel e mai nervos. Este un pic, dar acum începem să le mergem cum ne place. Pavel spune așa. Spălarea, asta e imediat ca să ajungem la Pavel. Spălarea picioarelor este sărutarea grumazului păcătos a fiului întors, dar deșteptat în sine. Iar în esență, sărutarea pe grumaz este îmbrățișarea crucii. Omul când întinde mâinile, e o cruce. Hristos când întinde mâinile, e o cruce. Iar sărutarea este tocmai esența întregii iubirii lui Dumnezeu. Și atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe unicul său fiu să se răstignească și încă la ce moarte, moarte pe cruce. Și spune acolo în Joi Mare, cel ce din prea multă smerenie a spălat ucenicilor săi picioarele, Hristos adevăratul Dumnezeu nostru. Ai văzut? Cine vrea să fie mare, să fie sluga tuturor. Și mergem acum la Pavel. Pavel, răpit într-al treilea cer, ca să vă duc și iar ne întoarcem din ea plecarea, ca să vă pară mai frumos, să ne sfătează de pomul vieții, dar cum? Restaurat în Hristos, învăluit în lumina Damascului. Gustă Duhul Sfânt și nu poate să aducă cuvinte unei minți pervertite. Urechea nu pricepe, mintea nu înțelege, ochiul nu deslușește, limba nu poate vorbi. Dar spune, împărăția lui Dumnezeu este înăuntru vostru. Împărăția lui Dumnezeu este înăuntru vostru. Deci iată care este mărturisirea Fiului, deci a omului care se întoarce la adevăr. Și spune, fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și Pavel spune, cel din tâi păcătos sunt eu. Toți vor păcatele lui Pavel, dar n-au șansă. Și mergem mai departe. Mai întâlnim, nu extravagant, dar destul de frumos, Mântuitorul spune, cel ce iubește cu dragoste desăvârșită, chiar absent fiind, este de față. Deci când eu port respectul cuiva, nefiind lângă el, pot să-l ajut. Rugăciune, vindecare slugii, vindecare fiicei hananienci și așa mai departe. Spune iarăși, pentru fiul pierdut care se trezește în țara păcatului, am ales să locuiesc în casa Domnului, decât în locaș cu păcătoși. Să stau eu la porci când pot să stau cu slujile, să fiu lepădat în casa Dumnezeu. Fiul mai tânăr s-a întors cu inima zdrobită și a intrat în rai. Am spus asta. Un alt lucru frumos. Și aici vă rog să fim atenți. Așteptând am așteptat și Domnul a căutat spre mine. E lucru care l-am vorbit adineauri. Băia somnul, căscați. Deci așteptând am așteptat și Domnul a căutat spre mine. Cum a căutat spre mine? L-a însoțit cu iubire pe fiul pierdut de la distanță. Tot timpul a vedeat la căpătării lui și i-a strivit. Bucățica rămasă nealterată prin cădere, adică tot timpul un ciocănel la conștiință. Hai acasă, hai la slugi, hai la tată, hai vină. Și asta l-a făcut să spună, am greșit la ce? Iar ruptura s-a făcut prin călcarea legii, transformându-se în fără de lege. Căci toți sunteți Dumnezei și fii ai celui prea înalt. Deci iată ce putere ne dă și vrednicie Hristos. Dar ajungem aici să analizăm două lucruri. Se pare că Biserica Ortodoxă sau Biserica noastră creștină, de la căderea lui Adam, se confruntă cu două lucruri. Sentimentalismul și căința. Aici vorbesc de căință doar două fraze. Am vorbit în păcat și virtuții.
Căința înseamnă, să țineți minte, nu luarea în usa spovedanii, nu luarea în usa tainei cununiei, nu luarea în usa tainei pocăinței, nu luarea în usa tainei botezului, nu luarea în usa tainei preoției, nu luarea în usa tainei euharistiei. Descoperirea înșelăciunii în care am căzut odată cu păcatul, adică nesâmțirea. Și că îi spune, ești nesâmțit. Ești nesâmțit, dar cu asta n-ai rezolvat nimic, ridică-te. Căința nu trebuie și nu poate fi confundată vreodată cu sentimentalismul. Și vă spuneam, asta am vorbit în păcat și virtute. Nu că vii tu și timiorul în fața mea și faci pe mironosița sau pe mironositul și eu gata, ți iert păcatele. Canon trebuie, canon e. Rugăciunii trebuie, rugăciunii fac. Smerenii trebuie, smerenii fac. Vreau să știți că cu tare mi-a făcut, mi-a adresat, că să vedeți că eu n-am vrut și el ar fi vrut și a fost. Nu! Am greșit la cer și înaintea ta. Dreptatea e o cârpă de pădat în fața lui Dumnezeu. Pentru că și Fiul se pregătea să-L justifice pe El Tatălui. Tată, nu-ți vrednic, bagă-mă în argați. Și spune o frază frumoasă. Tatăl nu-și dorește argați, ci vrea fi. Țineți minte? Asta spune Nicolae Ștaifar, monahul de la Rochia, comentând taina Fiului Risipitor. Iubirea Tatălui merge mai mult mai departe decât poate merge revolta Fiului. Dar judecata Fiului nu trece iubirea Tatălui. Pentru că Tatăl, sărutându-L pe grumaz și alergând înaintea Lui, tocmai în acest fel de vorbire faptică în tăcere, adică prin sărutare, demonstrează. Nu slugi îmi trebuie, ci de fii am nevoie. Avea slugi până la Hristos, suficient. Stai iadul plin. Cu bătrânețe s-a pogărât sufletul meu în iad, Avram. Dar vine în iad. Eu am botezătorul în iad. Dar stăteau în sânul dreptilor acolo, la Avram. Deci iad, avea suficient. Și trebuia să-i aducă să alerge la lumina neapropiată. 30 de ore de predicare în Evanghelie. Deci ai văzut? Asta este. Că atât de mult a iubit lumea, încât a dat pe unicul său fiu la moarte și la moarte pe cruce. Și spune, tăcerea în cer și pe pământ care s-a făcut, fiindcă ați auzit la afacere, când au căzut îngerii, s-a făcut tăcere în cer și pe pământ. Dumnezeu a meditat la greșeala pe care avea să o facă Satana și cu 7.000 de ani, spune Chedrinus în cronograf, a și creat iadul într-un loc mai străfund, nu știm noi exact, nu suntem noi geologi antispațiali să mergem în infinitul Universului. Știm că dracii vor cădea, dar știm că va fi și locul păcătoșilor. Știm că acolo o să șadă milioane de ani în vecii vecilor cei care întorc pururi fața lui Dumnezeu. Deci ai. Și spune, tăcerea în cer pe pământ s-a făcut cum? Taina rămâne încă din început neștiută. Adam aude ridicarea în Hristos și prin femeie, dar nu înțelege. Nașterea n-a înțeles-o nimeni, taina cea din viață ascunsă, zămislirea la luna vestirii n-a înțeles-o nimeni, botezul nu l-a înțeles nimeni, întâmpinarea n-a înțeles-o nimeni, florile nu le-a înțeles nimeni și învierea n-a înțeles-o nimeni. Până astăzi, ființa lui Hristos, ipostasul lui Hristos, dumnezeirea lui Hristos, piatra din capul unghiului, a rămas în fața filozofilor un element de încercare a tuturor credinților care nu s-au restaurat încă în Hristos. Pentru că El e totul toate. Budismul, hinduismul și toate, mahomedanismul și toate celelalte. Adică. Adică. Peste care va cădea piatra Hristos îl va sfârma, îl va spulbera. Dar cine se va împiedica de piatra Hristos să va sfârma? Și aici am ajuns la ce vreau să spun. Exact de ce aveam nevoie. Partea mistică pentru care s-a făcut veselie în casa Tatălui la parabola Fiului Risipitor constă în două lucruri importante. Noi, ca oameni, nu o să putem realiza lucrul ăsta niciodată. Suntem prieteni. Suntem prieteni. Suntem tovarăși, amici, cupluri, cercuri. Și ne-am certat. Nu o să avem puterea de iertare niciodată care a avut-o Tatăl în fața Fiului răzvrătit, Hristos în fața lui Adam, adică Dumnezeu, pentru că prin Hristos,
Și aici vă spun exact ce spune. Atâta tăcere a avut tatăl, încât n-a crezut vreodată că trebuie să-i spună copilului său nimic despre sine. Niciodată nu i-a spus cât a suferit, nici cât a avut de suferit atunci când a fugit, nici cât se bucură acum când s-a întors, nici cât s-a bucurat când s-a întors sau a văzut că se întoarce. Iar acum că s-a întors, spune Maxim Mărturisitorul, acestea nu se spun. Totul se transformă în veselie. Și când spun lucrul ăsta, ajung unde? Nu o să ajungem noi vreodată să ne iertăm certându-ne, să nu ne reproșăm. Băi, eu te-am iertat, dar să știi că mi-ai făcut aia. Eu te-am iertat, dar tu mi-ai lucrat lucrul ăsta. Eu n-am nimic cu tine, dar să știi că țin minte că mi-ai făcut lucrul ăsta. Și avem tot timpul circumstanța de a ne păstra distanța între noi, pentru că nu ne cunoaștem unul pe altul. Necunoscându-ne, veșnic va fi relația la care vreau să ajung acum. Fiul mai mare, care stă în ascultarea tatălui, fiul mai mic, care greșește. Fiecare din noi doi care greșim unul în fața celuilalt, suntem fiul risipitor și fiul mai mare. Cel care a greșit este privit cu dispreț, iar cel care n-a greșit privește cu dispreț. Vezi? Dispreț pentru că l-a greșit, dispreț din partea mea de ce a greșit. Dumnezeu nu vrea lucrul ăsta. Poruncă nouă vă dau vouă. Să vă iubiți pe voi precum eu v-am iubit pe voi. Între voi precum eu v-am iubit pe voi. Să cunoască lumea că sunteți ucenicii mei. Aici creștinismul nu s-ar mai izbi. Nici de judecată, nici de tribunal, nici de poliție, nici de justiție, nici de procuratură, nici de nomenclatură. Ci s-ar izbi de dragostea lui Hristos, care ar fi pur o veselie. Vițel junghiat, iertare, căință, sărutare cu grumaz, îmbrățișare și nici de cum ceea ce cerea fiul mai mare. Tată, păi stau toată ziua cu tine și nu-mi dai măcar un drept. Adică eu care n-am greșit niciodată, n-am dreptul să greșesc din loc, mie nu mă îngăduie și asta aș face din cap și îl primești așa cândva la Sfintele Taine. Sau mai avem noi uneori tendința de a judeca și arătăm cu degetul și spunem, ăla e lucru tare, e slab. Nu e slab, e tare, tu ești slab. Pentru că ochii tăi murdari văd rău din el. Sau dacă văd rău, de ce nu devii tu mai bun ca el să vadă binele din tine și să se întoarcă. Partea mistică a întâlnirii, spune Maxim Mărturisitorul, se celebrează în tăcere. De ce? Aici ne putem opri și vorbi suficient. Oare, mai întreb o dată, oare ce-a vorbit Adam cu Dumnezeu în Rai, când s-a întâlnit din nou după cădere? S-a veselit și au stat la masă. Oare ce-a vorbit Hristos cu păcătoasa când Simon, fariseul, a acuzat? Dacă ai fi fost Hristos, spunea în sinea lui, nu știai cu desfârnat, îți spală picioarele? La care Simon primește replica. De ce gândești rău? Am intrat în casa ta și apă pe picioare nu mi-ai dat. Ea mi-a spălat cu lacrimi picioarele. Nu mai uns. Și ea cu lacrimi tot timpul și cu alabastru cu mir mi-a vărsat. Pe bogați și pe sărași aveți pururea cu voi, negociind mirul. Dar pe mine nu. Astea sunt spre îngropare. Și zice, zic ție, mult a iubit, fiindcă i s-a iertat mult. Și mult iubește. Puțin i s-a iertat, puțin iubește. Același lucru se întâmplă cu iedul nostru. Cu cât suntem mai rigoriști, cu cât suntem mai raționaliști, cu cât suntem mai metodiști, cu cât suntem mai matematici, cu cât suntem mai sofisticați și mai sclifosiți și mai în părere că suntem ceva, cu atât suntem nimic. Dacă Dumnezeu și-a ales tot timpul să arate omenia și ascultă,
extras din rugăciunea inimii. Cuvintele sunt de prisos. Starea de extaziere și irigare în lumina inimii dau valul bucuriei și șuvoaiele de lacrimi. Poți să plângi și să explici ce sunt inima la rugăciune când te întâlnești cu Hristos? Eu v-am zăvorit. Tatăl le trăiește pe toate. Le depășește prin iubirea sa nesfârșită. Ne urmărește. Ne însoțește. Până la pierzare. Până la moarte. Până la îngropare împreună cu El. Și până la ridicare. Și vă dau un alt model. Și aici să fiți foarte atenți. Într-o carte tradusă recent, un frate din mănăstirul. Venind la un duhovnic, n-are nimic tangent, dar cu înviere, e frumos. Un om care a făcut un păcat și mintea nu-l mai poate pricepe și omul s-a doarme când a urmă. Iasă. Avea un păcat care niciunul din canonile bisericii nu-l mai putea dezlega. Și a umblat din loc în loc, din loc în loc și a umblat și la unul și la altul și la altul. Acest călugăr bunătățit și duhovnic sporit, când l-a văzut atât de disperat, i-a spus fiule, uite, eu te dezleg. Dar să nu mai greșești. Și a început o mustrare extraordinară de căință. Nu îndrăznea să-i spună nici duhovnicului lui. Nu îndrăznea să sfătuiască cu semenii lui. Nu îndrăznea să-i explici cuiva ce se întâmplă. Era o tulburare în el. Călcase legea. Canonul spunea că ăsta nu se mai dezleagă niciodată păcat. E un păcat care Dumnezeu îl condamnă vești. Că așa au lăsat Sfinții Părinți în canon. Dar, la un moment dat, urmează să intri de săptămână la Sfânta Liturghie. Urmează să slujească. Știa că e caterisâne. Știa că e opritor din Sfintele Taine. Știa că e opritor din Taina Preoției. Fără să spună nimănui nimic, închis, închistat, întristat, dar totuși tot timpul mângâia de ideea că a salvat un suflet. Intră în Sfântul Altar, se îmbracă, slujește proscomidia, începe Sfânta Liturghie și se spăimântă în clipa când trebuie să invoce Duhul Sfânt peste sfințirea Sfintelor Taine. Dacă eu sunt nevrednic și am călcat legea, oare cum să vor mai sfința aceste taine? Dar avea ideea că a salvat un suflet. Făcut o dezlegare nedemnă. Nu era din competența lui duhovnicească și din rânduiala canonică, dar o făcuse. Și în clipa aceea, cade o lumină, îl orbește o lumină puternică, se deschide bolta de la altarul bisericii și are adevărata stare de veselie în cer, care spune Scriptura, bucurie să faci un cer pentru un păcătos când se pocăiește. Și ce credeți că vede? Vede tronul lui Hristos, apropiindu-se spre Sfântul Prestol, rămâne la un moment dat deasupra Sfântului Prestol, iar în fața lui, arhierei, patriarhii, mironosițele, sfinții, apostolii, tot tronul de judecată, fiindcă Sfânta Liturghie e o zilnică apocalipsă și o zilnică înfricoșată judecată. Așa se dau sentințe de iertare a păcatelor, așa dezlegări, așa mântuire, așa iubire și așa mai departe. Iar clipa când spune a treia oară, spăimântat și cutremurat, cel și preasfântul, pe preasfântul tău Duh în șasta, o treilea le-a dat apostolul, trimite el nou și îl înnoiește, vede cum din rănile lui Hristos, care cu capul plecat și el într-o sumbră stare cum spune tehnica asta teologică, transcendental, transfigurat Mântuitorul și el, pentru că era în ascultarea Tatălui care a lăsat această jertfă unică de mântuire neamului omenesc, să șnesc rază de lumină spre Sfântul Potir. Și vede cum strălucește și pâinea și sângele, adică vinul. Și se transformă. Și se aude un glas dulce. Nu fi trist. Aceasta nu-i pentru vrednicia ta. Și pentru înțelepciunea ta. Că litera veșnic va omori. Dar Duhul va da viață. Și aici mă opresc și vă spun un alt lucru frumos.
la care trebuie să fim atenți. Întreaga Biblie ne arată drama umană transmisă din generație în generație. Arată că mântuirea constă în faptul că adevăratul Fiul al lui Dumnezeu, născut din Dumnezeu, vine ca om să trăiască și să se jertfească și să ne deschidă nouă oamenilor ușa spre calea înfierii. Biblia e o trecere lentă de la sclavagism și robie și frică la libertate, la lumină, la har și la iubire. Și încă un lucru. Iarăși frumos. Unii, după pilda fiului risipitor, caută și ca mentor spiritual și ca părinți trupești, cât e un ceas. 20. O, avem timp. Să se prezinte liber. Să se prezinte concilianți. Să se prezinte îngăduitori. Deci să se prezinte îngăduitori. Și aici ce întâlnim? Nu fac observații. Justifică păcatele zilelor noastre în prisma tinereții. Nu ne vindecă bolile sufletești și n-au capacitatea înțelegerii greșelii celei din putere paternă în legătură filială, adică tată-fiu. Privesc totul drept și natural. A curvit că-i trupește, a fumat că-i trupește, a înjurat că-i trupește, a furat că-i trupește. Întotdeauna justificabil și în mod desăvârșit arogă totul vârstei. Lasă, dragă, stine. Acesta nu este un efect al iubirii. Atât social, atât moral, atât spiritual și atât duhovnicesc. Începând de la părintele trupesc, la părintele duhovnicesc. În consecință, scot în evidență indiferența, superficialitatea, efortul de afecțiune temporară în care vor să arate că au pretinsă iubire de oameni. Și așa s-a dus biserica de rugăciune. Iertând și dezlegând la nesfârșit, fără o rânduială canonică, fără o rânduială temeinică, fără o îngăduință în puterea Tatălui și în voința Fiului. Adică, totul este ignoranță, dispreț și abandonare. Iar omul cade între tâlhari. Și a ajuns să vrea să mănânce roșu pe depot și n-are cum să leacă, nu-i să dau. Și ne întoarcem de unde am plecat. Ia. Deci, am ajuns la un lucru rămas. Căința. Că aici am rămas noi și v-am arătat ce înseamnă căință, ce înseamnă o dezlegare foarte, adică peste puterea mie să o vedești și ce înseamnă să fii și atent și prudent și bun și milos. Căința duce la demascarea înșelăciunii de a fi intrat în jocul cu Dumnezeu. Adică, al meu, al tău, parcă pot, parcă nu pot, parcă vreau, parcă nu vreau. Deci căința, și iarăși vă aduc aminte, am vrut să folosesc exact cuvintele de unde le-am luat, nu gradează valoarea persoanei în sine. Cu cât plângi mai mult, ai impresia că eu am să cred că tu ești prea duhovnicească sau prea evlavioasă. Dumnezeu privește în sine prin iubire. Dacă tu plângi de frică, n-ai înțeles iubirea lui Dumnezeu. Dacă tu faci canon de frică, nu învii în iubire de Dumnezeu, ci învii într-o metodă rigoristă de stăpânire asupra ta de către judiciarul bisericii. Că așa mi-a dat duhovnicul canon. Nu mi l-a dat, l-am meritat, l-am cerut. Vreau să mă faci ca pe unul din argații tăi. Hotărăște însă căința, ridicarea sufletească și înălțarea minții. E hotărătoare. Cine se căiește să înalță text biblic. Și trecem mai departe. Și încă departe fiind el, știm cu slăbă nou, cu sluga sutașului, etică, Tatăl l-a văzut și i s-a făcut milă. Ni se face nouă milă și lui Dumnezeu de noi, ori de câte ori ne rugăm și ori de câte ori vine El și ne duce la biserică prin diferite metode, din dragoste, din iubire sau mai forțat prin împrejurările vieții. Și
Și iarăși am spus, alergând, Dumnezeu aleargă. Dumnezeu aleargă. La Sodoma și Gomora, când au spus îngerii că acolo e prăpăt și urgie, el a spus, mă voi coborî și voi vedea. Și dormea, Dumnezeu nu vedea în Sodoma. A coborât atât de mult iubirea lui de oameni, încât a vrut să vadă, începând de la Adam și până la noi, cât trebuie să se smerească el ca noi să-l înțelegem. Și avem pilda. Doamne, mai am 5 frați pe pământ, trimite pe cineva să le vestească cum eu mă chinuiesc. Au pe Moise și prorocii. Și i-a căzut pe grumaz și l-a sărutat. Și aici noi deja am tratat, tac, și i-a zis, fiul greșit am la cer, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Iarăși am discutat, deci ați văzut ce înseamnă. Vrednicia nu e a mea, ci e a lui Dumnezeu. Avem noi metoda aia. Nu sunt vrednică. Bine că ești proastă. Iubirea Tatălui și sărutarea și alergarea arată tocmai viteza cu care Dumnezeu ne poate ierta. Cu care ne poate învia. Putea Dumnezeu să-L învie pe Adam într-o clipă. Putea Dumnezeu să-L restaureze într-o clipă. Putea Dumnezeu să-L mântuie într-o clipă. Putea Dumnezeu atunci pe loc să-L oprească, când se întinde Eva mâna la pom, să o paralizeze. Nu! Ci El aleargă precum aleargă cercul la izvoarele apelor. Hristos a alergat în calea Tatălui. Hristos este pășunea cea vie și duhovnicească și cine El este și ușa și cine intră prin El nu stătează niciodată. Așa? Tatăl trăiește și le depășește, am spus, și aici am iarăși un exemplu frumos. Tatăl a preferat să nu vorbească niciodată de ei și spune taina cea de viață ascunsă. Nimeni n-a putut explica nici nașterea, nici învierea, nici mântuirea, ci doar înțeleasă atât cât a vrut Dumnezeu. Dar le trăiește și le depășește toate prin iubire până la nesfârșit. Dar cum? Fără să-și dea seama, fără să-și dea seama, încă din Sfânta Treime, și este o întrebare care se pune la examenele de teologie, care să fie teologi, știți, de ce s-a întrupat Fiul? Ca să rămână veșnic Fiul. Să ne facă pe noi fii prin înfiere. Să arate întotdeauna puterea veșnică a Tatălui de a fi Tatăl. Deci, Dumnezeu i-a rămas Tatăl Adam și înainte de căderea Lui și după căderea Lui. Dumnezeu i-a rămas Tatăl Fiului pierdut și înainte de împărțirea averii și după averii. N-a spus Fiul vreodată străine de partea mea sau străine m-am întors. Nu! Era slugă și tot îi spune Tatăl. Deci, tendința de împăcare cu Dumnezeu prin icoana restaurării, nu vă cunosc pe voi sau veniți binecuvântații Tatălui meu, nu este altceva, deci nu este altceva decât iubirea și încrederea totală care o arată Tatăl, vrând să rămână veșnic Tatăl și să-L arate pe păcătos veșnic Fiu, cum grăbindu-se să alerge spre El, să-L îmbrățișeze și să-L sărute. Sărutarea nu-ți voi da pe unul, ci ca fel harul mărturisindu-mă stricție. Pomenește-mă, Doamne, când vei veni prin Împărăția Ta. Și aici m-am amintit eu un lucru frumos. Dă-mi mie haină luminoasă, spune la botez, cel ce te îmbraci cu lumina, ca și cu o haină. Mult milostive, Doamne, slavă Ție. Deci vezi de haina de care are nevoie omul în tot momentul? Asta este. Și vorbind de păcat și greutate, avem taina spovedanie, noi discutăm. Iarăși, n-a fost de ajuns că l-a sărutat, ci l-a luat în cămara lui de veselie. Și făcând o nuntă mare, a spus, vino tu, vino tu, vino tu, vino tu. Și toți au venit. Au venit de poftiți. Am femeie, mă duc, am treabă cu ea. Am voie, mă duc ca să-i trubez, am țară, am alte griji. Să fii tu sănătos, Doamne, acum secolul 20, avem pe joc, nu avem timp de biserică. Să vine vremea, cămara ta, Mântuitorule, o văd împodobită. Dar îmbrăcăminte n-am să intru în trânsa. Unde întâlnim? Câți argați ai tatălui meu mănâncă și eu pierde foame? Mănâncă pâine, vezi? Asta e cămara. Argații stăteau într-o grană. Și sculându-se mă voi duce. Și aici am notat eu ceva frumos. Numai iubirea
mântuirea părintească, a putut să biruiască moartea fiului rătăcit și să nu-l dea în deznădejde. Închipuiți-vă o clipă, cum spun sfinții părinți, mântuirea neamului omenesc fără darul de Dumnezeu. Închipuiți-vă o singură clipă neamul omenesc lăsat în mâna satanii. Închipuiți-vă o singură clipă omul căzut lăsat pe seama satanii. Ce vrei să-ți aibă, îmi întreabă Dumnezeu. Ia-ți darul cu care l-ai îngrădit pe Iov, că n-am ce să-i fac. Da, atinge-te de toate, dar de suflet nu. Atinge-te de toate, dar de suflet nu. Ai văzut care e îngrădirea veșnică care o păstrează Tatăl față și de curvar și de fumător și de păcătos și de bandit și de hoț? Veșnic dorința de a-L păstra integral într-o măsură de ridicare. Tot timpul conștiința va roade și va ciocăni până El se va trezi într-o zi. Fie la 60, fie la 80, fie la 50, fie la 40, fie la 20, fie la 18 sau la 19 sau la 10 sau la 18. Cuvântul scoateți-l afară când are haină de nuntă, să lovește exact cu cuvântul pe care l-a trântit fiul risipitor în inima lui când a auzit spus crud care l-a șocat în inima lui când fratele s-a răzvrătit. Fratele întreabă și-a mâncat averea cu curvele și îi dai vițel. Da? Îi dai haine și minioane, îi dai învățăminte. E adevărat că s-a spăimântat fiul risipitor. Sunt sigur de lucrul ăsta, nemenționat în Evanghelie. Dar a intervenit cine? Ce ne intervenim? Trebuie să ne veselim, zice, de fratele tău, acesta mort. Că a înviat, pierdut a fost și s-a aflat. A intervenit Tatăl să-i arate motivul veselii. A venit biserica să arate motivul pentru care se face Sfânta Liturghie. Nu pentru unul care vine la potir, o babă de 70 de ani, și o vădvă de 50 de ani, sau o mamă cu o casă de copii care trăiește dintr-o bucată de pâine cumpărată sau cerșină. Ci veselia e pentru ministru, pentru milițian, pentru procuror, pentru doctor, pentru filozof, pentru înțelept, pentru deștept. Și continuă să fie veselie cu toate că cei din jur privesc și spun și acesta e în biserică? Tocmai el? Tocmai el. Așa cum praful se șterge după ploaie și păcatul se șterge după spovedanie. Așa cum mizeria se spală în mașină, așa se spală păcatul prin căință. Așa cum se curăță sticla ferestrei prin lustruire, și așa cum se curăță aurul topitoare, se curăță inima celui păcătos venit la adevărata căință, adică mișcarea sigură a inimii, prin Sfintele Taine. Iată mie nevrednicul, îi spune în una din rugăciunile de la împărtășit. Iată mie nevrednicul, îi zice, care sunt mai neputincios decât iarba și fânul și în loc să mă ard, minune văd că nu mă vadem și păcatele mele să ard și eu mă înnoiesc. Și am făcut și fără de lege și așa mai departe. Dar Tatăl și-a dat încă o dată dovada de Tatăl. N-a vrut să-l vadă-me pe copilul căzut în mai mari primejde decât pe cel întors din țara de păcat. Își ia condiția discernerii, își ia condiția răbdării, își ia condiția voinței de a mai suferi încă o dată același calvar pe care l-a suferit cu fiul mai risipitor. N-au duce. Dă-le fiertură să mănânce. Deci, și spune așa, decât să-l mai văd plecat încă o dată, și pe asta, decât să-l mai văd pierdut și pe ăsta și dus într-o țară îndepărtată, acum trebuie să vorbesc. Acum trebuie să ies înainte. Acum trebuie să-l conving.
Acum trebuie să-i explic. Și îi spune. Din nou discurs. Tatăl a greșit și de data aceasta, tot Dumnezeu. Tată, de atâția ani îți slujesc. Ce înseamnă de atâția ani îți slujesc? Perfect merge ca să ne luminăm mintea. Cum spuneam, 10, 20, 60, 80, 90, 100. Dar nu numărul de ani cu care am stat în biserică ne mântuie la Dumnezeu. Nu numărul de rugăciuni. Nu numărul de spovedani. Nu numărul de împărtășani. Făceam într-o zi critică cuiva că mi-a făcut observație. Și a permis un ucenic, pentru că întotdeauna relația părinte-fiu să permite și să îngărbim, zice, părinte, zice, mi se pare că spoveniți cam superficial și că împărtășiți așa, cam benevol. Da? Sigur că da. Dar de ce de frământă lucrul ăsta? Zice, în loc să le cereți o listă cu păcate, zice, văd că îi întrebați două, trei vorbe și le dați voi să împărtășească. Sigur că da. Care e scopul unirii cu Dumnezeu? Umplerea listelor sau dispariția lor? Care e scopul unirii cu Dumnezeu? Ștergerea din zapisul satanei a păcatelor sau înmulțirea de dragul de a sta în fața duhovnicului cu listele sunați și de a sporovăi versul uscat? Care e scopul întâlnirii cu duhovnicul? Și prin el cu Hristos, dacă vreți, că urmează Sfânta Împărtășanie. Este scopul de a încerca să-ți arăți tu o căință și un sentimentalism prin care crezi că vei fi luat mai mult în seamă? Sau este scopul de a ajunge, de a cere mereu sfat? De a cere mereu sfat și de a urca. Spunea odată cineva o vorbă frumoasă. Zice, părinte, zice, ce mult v-ați schimbat în ultima vreme. Da, zic, am schimbat tactica, zic, am trecut la clasa a doua. De ce spuneți lucrul ăsta? Păi categoric. Ce vrei să te întreb de, să te întreb de fiecare dată la spovedit și la împărtășit și când discutăm duhovnicește, cum ai curvit sau cum ai băut sau cum ai fumat? Nu mă interesează. Roșcovele au rămas cu porcii doar. Zdrențele! Ia ascultați. Și aici am vrut să ajung. Zdrențele fiului risipitor și zdrențele lui Adam nu sunt altceva, ci dorința cu care tatăl a tras tot timpul de el să-l aducă la lumină și i-a sfârșiat haina murdară. Sunt boala, sunt semnele firii căzute, dezbrăcate și spălate odată pentru totdeauna în haina cea nouă a Sfântului Botez. Sunt darul restaurării prin înviere în Hristos. Aceasta nu mai este o sândă, ci este dreptate și lumină. Nu eu, ca Băsire. Ai văzut de ce nu mă interesează pe mine de fiecare dată păcatele tinerețe și ale neștiinței? Pentru că însuși David, prorocul, spune, păcatele tinerețe și ale științei nu le pomeni, Doamne. Ai curvit odată și mi-ai spus, ți-am dat canonul și timpul a trecut. Amin? Ce vrei să mă amintești de fiecare dată că ai curvit? Sau vrei să-mi provoci senzații, să văd eu că ești păcătos? Arată-mi că ești păcătos prin ce? Prin faptele tale bune cu care te smerești și nu vrei să le vădești, a le spune că le faci. Ca eu sau altul ca mine să le afle din alții. Știți de fapt cine e persoana cu tare? E un îmbunătățit. Nu lăudându-se el. Nu așteptând să fie demascat de duhovnic. Nu dorind să fie luat în seamă și scos în evidență. Ci să se știe tot timpul sub protecția duhovnicului prin ce? Și mă întorc la păcat și virtute. Prin faptul că duhovnicul încredințează tot timpul că ce face e bine. E de ajuns la spovedit o singură întrebare. S-a repetat vreunul din păcatele vechi? Nu. Haina e nouă. Merge rugăciunea? Da, părinte, haina strălucește. Merge starea sufletească? Te simți plăcut? Da, părinte, mă simt bine.
Haina are valoare. Haina de pietre scumpe și a creștinului și a monahului este smerenie. Ăsta e rostul pentru care vii la duhovnic. Ăsta e rostul pentru care dai bani de autobuz. Ăsta e rostul pentru care vii în biserică. Ăsta e rostul pentru care genunchiezi 3 sau 5 minute în fața lui. Nu ca să-i aduci tu aminte că ai făcut curvie sau fumat sau beție sau avort. Zdrențele s-au dus. De-aia s-a pus taina dezlegării și a înfierii. De-aia s-a pus taina împăcării și a mâncării din vițel. De-aia vițelul de care am vorbit adineauri este întreg pentru toți și nu sfârdecat în bucăți, cum cred catolici sau protestanți. Ci este întreg pentru fiecare. Fiecare din noi ne supraalimentăm cu un vițel întreg mai mult decât e necesar. Și râdeam într-o zi de cineva și îmi place întotdeauna să râd și nici n-am să plâng vreodată, că nu-i motiv. Scria, să ne căjea din Berlin și copia, cum te scriera cu foaie întregi. Zic, dar ce faci? Zic, îi citești duhovnicului cartea, dacă îi dactilografia de bine? Nu, zic, când merg la spovedit. Păi, zic, te învăța altceva, zic, chiar și un zor noi și copia. Ce las, părinte, mă luați în râs, dar zice, nu știu ce să-i le-ai spun că am făcut. Spune că ai făcut nimic. Ăsta e scopul pentru care merg la spovedit. Nimic rău n-am mai făcut. Tot timpul sunt într-o continuă alergare spre tine, Doamne. Tot timpul sunt într-o continuă îmbrățișare. Tot timpul sunt într-o continuă sărutare. Și tot timpul sunt într-o continuă iubire. De-aia v-am spus-o și vă spun și vă repet. Învierea în Hristos nu-i frică, nu-i spaimă, nu-i groază și nu-i teroare. Ci este deasă spovedanie și deasă împărtășare. Numai deasă de o lună. Numai deasă de maxim 3 săptămâni. Numai deasă maxim de 2 pentru cei preasporiți, al de schimbiți sau pustiți sau al de călugări îmbunătățiți și creștini deosebiți. Dar numai rară de cele 4 posturi sau de 12 ori pe an, cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur, în delăsare și în nepăsare, în ideea că vițelul stă la frigider și la congelator și nu se mai alterează și noi putem sta într-îndăvie. Ignoranța, nepăsarea, nesinceritatea față de ucenic, lucru întâmplat acum recent. Eram de mult prieten cu cineva și a urmat să se spovedească după 2 ani și a câștigat încrederea. Și a pierdut-o în clipa când s-a spovedit. Zice, astăzi vreau să vă împărtășesc. Desigur, trebuie să vă împărtășesc. Zice, haideți să vă fac o spovedanie. Și am făcut doar o radiografie scurtă, de la vârsta tinereții până la bătrâneții, mergând doar pe păcate strigătoare la cer și de moarte. Zic, 4 ani gheazmă mare. Cum? Așa cum auzi. Dar de ce, părinte? Pentru că ai lungit, zic, distanța dintre tatăl și tine. Și acum trebuie să alergați asidu, tu spre el și el spre tine, să vă întâlniți după 4 ani de alergare și de osteneală. Și dacă va vrea Dumnezeu și după 3, că pașii se pot mări și se pot grăbi. Cu pași repezi alergau cei din iad când au văzut lumina aceea neapropiată și marea înviere. Citiți troparul din Pentecostal. Părinte, nu mi-a tras nimeni nicio palmă de genul ăsta. Sunteți prea sever și exigent. Te iubesc. Nu sunt exigent și sever. Și da, dar nici măcar nu m-ați ascultat tot îndreptarea. N-am nevoie. Celelalte sunt prea mici ca să doboare lucrarea celorlalte mari pe care te-am întrebat și bine-ai spus. Și zice, la urmă, cum e omul, tot ideea că fiul mai tânăr vroia el. Zice, dar eu să vă uitați cu aceiași ochi la mine de acum când vin la spovedit ca și înainte de a mă spovedi. Și zic, dacă vrei să ți-o demonstrezi, uite, ți-o demonstrezi. Hai să te împărtășesc și după aia 4 ani ia gheazmă mare. Și am împărtășit-o în clipa în care i-am făcut dezlegarea și i-am înduit canonul. Pentru unii o zminteamă. Pentru unii o nebunie. Pentru unii un lucru de neînțeles. Pentru unii este o ironie sau este o nebunială de-a lui. Nu e o nebunială. În clipa când a văzut că vreau să o împărtășesc, a zis, nu vreau să vă forțez să faceți un păcat, țin prea mult la dumneavoastră. Dacă credeți că nu vă vadă-mă cu nimic, dați-mi. Dacă nu, nu mă împărtășesc. Nu vă vadă-mă cu nimic, te zidește pe tine.
Și în clipa când s-a împărtășit, a spus așa. Și 10 ani, dacă nu mă mai împărtășesc, mi-am dat seama că nu-mi vreți rău. Zice, de acum fac canon. Și am împărtășit-o să-și poată continua o osteneală de 4 ani, pe care niciun duhovnic n-a vrut să-i o spună că merită și trebuie să o facă. Și i-a spus, lasă, dragă, vină la biserică, împărtășește-te, că toți greșim ca oameni. Ignoranța, nepăsarea și negrija față de sufletul uman. Asta nu înseamnă înviere, ci înseamnă moarte sufletească. Și vreau să ajung unde? Uite, vreau să ajung. Stai. Deci în Hristos vom reuși să personalizăm creația și natura noastră umană, confirmând-o și conformând-o imaginii Fiului. Omul rămâne veșnic chip și icoană lui Dumnezeu, legată după har de prototip și ipostas. Adică, ce am vrut să vă spun? În clipa dezlegării păcatelor, ori îi dau omului Sfintele în clipa când l-am dezlegat, ori îi dau omului Sfintele când cred eu că le merită, e același lucru. La Dumnezeu prezentul, trecutul și viitorul e una și aceeași. Fiul risipitor n-a făcut pocăință după atâtea greșeli, ci în clipa când l-a sărutat Tatăl, i-a și dat vițelul. Dar când i-a dat vițelul, i-a adus aminte de ce? I-a adus aminte că trebuie să iubească. În clipa când eu îl împărtășesc pe păcătos, dar îl fac Sfinți Părinți ai patristicii de răsărit, au luat Sfinte ori pe patul de moarte, ori Dumnezeu a descoperit altora vreme să-i împărtășească. Deci vezi că unirea cu Dumnezeu începe din suflet și nu din limbă. Vezi că unirea cu Dumnezeu începe din duh și din iubire, nu din, numai din potir și din cină. Și vă aduc unde? Unul din voi mă va vinde. Care? Eu. Cel ce întinde mâna îmblit cu mine. Și Iuda întreabă, eu? Nu știu. Vai de acela. Mai bine nu s-ar fi născut. I-aș da sentința, crezând că îl va îngrozi și îl va lumina să nu o facă. Și? Ascultați. Fiule, întotdeauna ești cu mine. Și toate ale mele sunt ale tale. Așa i-a spus Hristos lui Iuda. Tu ții funga de obște. Tu ai fost în tot locul cu mine. Ai luat același dar și har. Ai luat Duhul Sfânt să faci minuni. M-ai văzut câte te-am învățat, câte ți-am spus, cât cum te-am lucrat să te pocăiești. Lângă el stătea și Petru. Și unde am vrut să ajung? Și Petru s-a împărtășit cu vrednicie. Nu l-a vândut pe Hristos. L-a trădat mai rău decât al vinde. A te vinde înseamnă a te vinde pe față. A te da în mâna rău făcătorului. Dar a te vinde pe la spate e mai dureros. Și ăsta e Galilea. Și ăsta foarte ținută ca ei, îi dea lor după vorbă. Blestemat să fiu de cunosc pe omul acesta. Același lucru îl cântă cocoșul bisericii în glasul Sfintei Liturghii. De fiecare dată, când glasul Învierii lui Hristos vine să salveze sufletele pocăite, dar încă pervertite de păcat, care nu înțeleg iubirea și se grăbesc la Sfinte ca la mămăligă. Adică, condiția împărtășirii este o condiție esențială. Condiția împărtășirii, adică haina cea nouă și veșmântul luminos, a restaurării în Hristos nu este altceva decât lumină. Și dacă tu n-ai luat lumină în Sfintele Taine, ce ai luat pâine și vin, dacă tu nu ai luat lumină în dezlegare, tu mâine vei fi cu Sfintele în tine, curvind, fumând, bând sau ignorând biserica. De aceea, Tatăl se tulbură și spune, nu se tulbură, se mâhnește mai mult. Și trage o a doua dramă sufletească în sufletul lui. Întotdeauna ești cu mine și toate ale mele sunt ale tale.
vezi ce slab ești, eu am posibilitatea să ți le dau. Când vrei, ți le dau. Dar nu ți le-am dat că nu sunt necesare, încă nu ești pregătit. Și El de-abia acum e pregătit. A lucrat și a învățat prin căderea Lui o lecție de viață pe care nu o va mai greși niciodată. Pe Adam, dacă l-ai pune acum să mănânce din pomul binele și răului, l-ar roade cu dinții. L-ar rupe, l-ar strivi. L-ar face bucățele sau ar arunca cu fructe în tot raiul și l-ar împrăștea să nu mai vadă nimeni. De ce? Cunoaște greșeala. Și fiul pierdut și-a cunoscut greșeala și s-a pocăit odată pentru totdeauna. Acest fel de păcătoși ne trebuie nouă în biserică. Adică, s-a apropiat final. Hristos, am spus, mort în mâinile oamenilor, este tocmai averea pe care o posedă omul și o neglijează. Hristos mort în mâinile oamenilor. În fiecare liturghie eu mă cobor din nou la voi. Și coasta mea este împunsă și sângele-mi curge și voi. În fiecare fărniță, eu nu știu versurile mai departe. Din umbra Sfântului Altar și așa mai departe. Deci, Hristos este înviat cu omul păcătos ținut în mâinile sale, deci scos din robia satanei din dezlegare și împărtășanie, înviat prin pocăință. Dar în același timp este un Hristos mort și ignorat în mâna celui păcătos care astăzi ia la pătir și mâine ia la țigară. Și lupta e cumplită. Doamnă și Domnule, preferi pe Hristos sau țigară? Nu mă pot lăsa de el. Mai du-te la porți și la roșcu, că n-am ce-ți face. De-aia duhovnicul se opune și nu îndrăznește să dea cu atâta ușurință sfintele în gura și în mâna oricui. De-aia discerne și înțelege când să sărute, când să cuprindă de grumaz și când să îmbrățișeze. Nu la întâmplare. Aia taina lui și nu trebuie să o știți voi. Și iarăși am spus. Știindu-ne păcătoși, lucru care îmi spuneam adineaori legat de spovedanie, pentru că deja le știu pe din afară și tot cade în ele fără să vreau mă duc înainte. Știindu-ne păcătoși, numai într-o astfel de dispoziție, suntem în măsură să facem tot felul de promisiuni. Ce fel de promisiuni? Ajung unde, de unde am plecat? Momentul spiritual. Părinte, dați-mi orice fel de canon. Dați-mi orice fel de osteneală. Pedepsiți-mă mult. Și îmi spunea unii din care eu îi spovedesc. Și eu am râs. Am râs pentru că știu de ce am râs. Zice, părinte, zice, mi se pare că sunteți prea bun cu noi. Dacă eu ți-am dat puțin și tu știi să faci puținul, de mult nu mă îndoiesc că nu vei face. Pentru că sunt sigur că și între voi există, și în biserică există, și în oraș există, și în lume există, oameni cărora eu le-am dat să zic un Tatăl nostru de 3 ori. Dar atât de mult au spus și plătește, cât ei unii și-au spus, prinde, mi-e rușine, și la vârsta mea cu 3 Tatăl nostru. Ce fac cu rugăciunea de dimineață și de seară? Fac paraclisul. Citesc la psaltire, merg la vecernie, merg la biserică, zice. Să nu credeți că am rămas la atât. Nu ți-am cerut să faci mai mult. Să-ți fie de bine, Dumnezeu să-ți ajute. Adică, noi atunci când am greșit, facem presiuni interioare. Ne declarăm smeriți, ne declarăm mici, buni, ne luăm cel din urmă loc. Dar în ispite, cu adevărat, de-abia vedem valoarea noastră reală. Pentru că atunci când îi ai din nou sub epitrafir și îi ai din nou la taina învierii, la binecuvântarea pâinii din Emaus și la cina prin ușile încuiate, îl auzi. Părinte, nu prea m-am ocupat de ce le sufletești. Ia de azi și ne mai întâlnim. Adică, toate ale mele
vrei încăiet, până încăiet. Dacă vrei rai, vino la îmbrățișare. Ori dacă vrei să vii la îmbrățișare, dacă vrei să vii la îmbrățișare, și revenindu-și în fire, a zis, mă voi scula și mă voi duce și îi voi spune că și la cer și înaintea ta. Când crezi că o să poți să spui, am greșit la cer înaintea ta, vino, că te primesc. Dar cât timp tu ironizezi taina bisericii, cum a spus într-o zi două persoane, zice, mare credință, zice, uite, ne-a făcut rugăciuni și nu ne-am folosit. Nu credința mea n-a folosit rugăciunea voastră. E credința cu care le-ați ascultat. Pentru că dacă numai eu aș fi fost păcătosul, sigur acel s-ar să aibă ieșea de la tine și venea la mine, pentru că sunt eu păcătos. Dar dacă tu ai fi avut credință adevărată, în clipa când eu citeam, tu te transfigurai și păcatul se depărta de la tine. Așa e și la spovedanie. Valoarea duhovnicului nu o dă ucenicul. Să fiți siguri de asta. Unii se laudă cu căruțele lor și cu caii lor. Eu spun că căruțele sunt oamenii de parte feminină și de parte masculină, la spovedit. Căruțele și caii. Adică, soții și soțiile. Caii merg în față de răva și căruțele vin în urmă hodorogind. Din cauza lui, din cauza ei, așa a fost să fie, așa mi-a făcut, așa mi-a zis. Dar, eu nu țin cont și le spun. Când un mădular suferă, toate suferă. Vrei să învii? Ia-ți căruța ta și calul tău și te laudă în numele Domnului Dumnezeu. Cu aceea ne vom lăuda. Adică, aduceți jertfă și rugăciune până la coardele altarului. Cu făclii, catisma 16, și cu bucurie, ca să auzim cuvântul, ce voi răsplăti Domnului pentru toate câte mi-a dat mie? Paharul mântuirii voi lua și numele Domnului voi chema. Fiul, despre care am vorbit și despre noi toți, n-are încă cunoștința definitivă de Dumnezeu Tatăl. Pe drum venind spre casă, încearcă să-și facă un fel de paradigmă, un fel de frază cu care să-i moaie inima Tatălui și să se justifice. Avem noi un fel de a fi. Nu, n-a fost așa. Stați să vă explic eu cum a fost. Și încercăm ca să schimbăm rostul păcatelor noastre, aruncând, cum am spus în urmă, în căruță. Zice, m-a forțat, a vrut, s-a dus, s-a făcut. Și el încearcă să spună tot același lucru. Că-s păcătos, că vreau cu tare. În noaptea păcatului să țineți minte. Întotdeauna suntem tentați să propunem soluții aparente și smerite și sfinte în care tot noi să decidem. Și cum decidem? Vă spun eu. Știți cum decidem? Începem să judecăm că n-a fost spovedania noastră sau judecata noastră cu relația celui cu care am fost față în față. O, păi și biserica asta câte mai cere și câte vrea. O, și preotul ăsta câte mai vrea și câte nu-i convine. O, ce reguli sunt și aici. O, dar și cu postul ăsta. O, dar și cu rugăciunea asta. Da și cu camanele astea. Este ultima ispită în lumea de azi care duce la ateism. Adică, când l-ai rupt pe om de biserică, neștiind să-l purifici și neștiind să-l lucrezi, aici se vede rezultatul forței proprii în raport cu taina bisericii. Una vrea biserica și alta face omul. Una vrea Hristos și alta vrea omul. Una vrea canonul, alta vrea inima mea. Una vrea legea lui Hristos, una vrea legea cugetului meu. Și atunci nu se mai împacă una pe alta, ci se suprapun, cad în discrepanță, se mușcă și se bat cap în cap. Și în felul acesta ne întâlnim în biserică cu păcătoși mândri, cu păcătoși mândri și cu drept smeriți. Adică, cel care se crede drept, tocmai ăla e păcătos.
Pentru că cine se crede înger rămâne bestie. De ce? Așa se naște elementul sectar, așa se naște neoprotestantismul ăsta și așa se naște întotdeauna în biserică linia sau segmentul de dreapta sau de stânga în care cădem în ispita extremă. Adică, ori devenim prea zeloși și începem noi a învăța pe alții, și începem noi a-i critica pe alții, și începem noi a-i justifica pe alții și a-i învinovăți pe alții, ori nu mai facem nimic și ne depărtăm la biserică și auzi oameni care de alte zile vin de Hristos cu Sfintele Taine și prin taina bisericii, au ajuns cei mai mari răi și nepăsători. Veselia de care ne vorbește parabola, și cu aceasta încheiem, că v-ați plictisit, are multe taine. Sfânta liturghie are taina ei. Bucuria în cer pentru păcătos are taina ei. Chiar și cel poftit la cină cu haine murdare are taina lui. Cel cu boi are taina lui. Cel de la țarine și cel cu femeia au taina lor. Dar întreaga problemă devine eșec de-a lungul Scripturii când reacția inversă, când reacția inversă a noastră stă în realitate cu ce? Cu judecata lui Dumnezeu. Precum sunt cerul de pământ și răsăritul de miază noapte, așa sunt judecățile mele de voi fi oameni. Deci de ce am vrut să ajung aici? Niciodată nu o să ajungem noi să înțelegem de ce Dumnezeu mântuie pe patul de moarte, de ce Dumnezeu mântuie din copilărie, de ce Dumnezeu mântuie din căsnicie, de ce Dumnezeu mântuie din călugărie, de ce Dumnezeu mântuie din văduvie, de ce Dumnezeu mântuie din concubinaj și din toate sferele sociale. Iaca de ce? Când Simon a văzut și toți fariseii și cărturarii pe Hristos stând la masă cu păcătoșii și cu vameșii, a zis, uite, acesta bea și mănâncă cu vameșii și păcătoșii. Același lucru se întâmplă și la fiul ispititor. Fiul mai mare, văzând pe tatăl mănâncând cu curvare și cu desfrânații și cu ăsta rătăcit, și-a pierdut încrederea în el. Și aceasta se relatează frumos. Aceasta se relatează frumos. Unde? Cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste să vă apropiați. Tatăl suferă a doua înfrângere, în tăcere și în taină. Odată vorbește și vă spun când. Egoismul, ura, nemulțumirea, total lasă păgubit de două ori, întâi pe tatăl pentru averea risipită celor doi. Deci ăsta nu vrea să înțeleagă că tatăl iubește, ăsta nu înțelege de ce tatăl iubește. Și a doua, pentru că și nădejdea iubirii și a așteptării nu-și găsesc rostul neamul omenesc. Stă Dumnezeu și așteaptă și omul nu vrea să înțeleagă. Stă Dumnezeu și învie de veacuri în Sfânta Liturghie și omul nu vrea să se trezească. Și unde se întâmplă treaba asta? Omenia lui Dumnezeu se vede și se reflectă în toată Sfânta Scriptură și în toată Evanghelia. I-a fost milă, i-a vindecat și pe slăbănoși, pe oși, pe oroși. Nu ne mai oprim. A făcut vie cu teas și cu gard și i-a omorât până a venit stăpânul. Le-a dat pâine în pustie și l-au ucis și l-au judecat și l-au răstignit. Le-a dat la cină în foișor și l-au vândut și l-au sărutat și l-au dat pe 30 de arginți. Le-a dat har, pace și bucurie în Duhul Sfânt și lor li s-a părut aiureală. Zice, niște femei ale noastre au avut niște nălucieri, zice, și au fi spus că ar fi văzut arătări de îngeri. O, nepricepuților și zăbavnicilor la minte. Au nu știați, pentru ca să învie trebuia să pătimească și le-a spus lor toată Scriptura, de la Moise și până la proroci, cum avea fiul omului să moară, și cum avea să se răstignească și să învieze a treia zi. Și nu l-au cunoscut decât la frângerea pâinii, veselia de care ne vorbește parabola, haina cea nouă, vițelul cel înjunghiat de sărbătoare și cărarea Evangheliei. Hai la Emaus!
care înseamnă intrare. Hrană i-a dat și lui Zaheu. Hrană i-a dat și fiicei lui Iair. Hrană a mâncat și la casa Martei și a lui Lazar, la Betania. A băut și s-a veselit la nunta din Cana Galilei, să arate că om era. Și că așa ne vrea și pe noi. Nu niște mutre înăgrite și înghircite, niște broboade trântite pe ochi și niște mutre ipocrite, care crezând că Hristos stă cu junghierul pe la spate, gata să te înjunghe, că ai scăpat o glumă, sau ai făcut un gest de zâmbet frumos sau tineresc, fiu mai mare cade exact în pilda cu dinarii. Tu ce faci, băi? Treci la mine, la lucru. Vezi, îți dau un dinar. Tu ce faci, băi? E ora 10, treci la lucru, ia și tu un dinar. Tu ce faci, băi? E ora 12, treci și ia și tu un dinar. Și când a fost să vină, să plătească, a început cu cei de la urmă la cei din tâi. Deci cu cei crezuți. Cu fiul risipitor, cu toți fiii risipitori. Că i-a găsit fleaura pe drumuri. Asta în termen popular, ca să vă destindeți. La care fiul mai mare s-a răzvrătit și a spus: păi bine, stăpân drept ești tu? Și ăsta a întrebat: ai tu ceva cu averea mea? Poți tu să mă obligi să nu fiu bun? Nu ne-am tocmit cu atâta? Ia-ți partea ta și du-te! Aici ia-ți partea ta și du-te, poate fi împărțită și în două feluri. Întâi fiul lui risipitor, ia-ți partea și du-te, care se grăbea, și de data aceasta și fiul lui mai mare, doar toate ale mele sale tale, ia-le! Tu-mi ceri ieri și eu îți dau totul. În asta constă taina înfierii. Să nu ceri nimic și să primești totul. Să vii la spovedanie și la înviere în Hristos și la bucuria Paștelui și să te trezești trecut într-o altă lume transfigurată prin înviere și Sfânta Împărtășanie, fără ca tu să o fi dorit. Părinte, nu mă așteptam să mă împărtășesc. Vine, babă, împărtășește-te și roagă-te. Și cel intelectual și profund, rațional, asta cu patru clase, uite, îi pune popa mâna în cap și o împărtășește. Uite ce frumos vorbește cu ea. Vorbește pentru că iubește mult. Vorbește pentru că e sinceră și curată. Vorbește pentru că n-are dedesubturi. Vorbește pentru că ea, din sărăcia ei, îți aduce și strântește doi bani cu tia. Și din sărăcia și din pensia și din nenorocirea ei pune 5.000 de lei într-un autobuz. Și din sărăcia și neputința ei îți aduce un capăt de țol și o pâine și spune: părinte, am și un mic pomenic și el 200 de nume la morți. Dar dragostea ei de a-i iubi și pe ea din sărăcia ei, ea se mântuie prin ei și prin ea pe toți. Dar cel rațional și plin de sine, care toate sunt ale lui, îți strântește așa, ia părinte. Fela te umilește, te arde, te obligă, te sufocă, că ți-a dat ca să te corupă, să te cumpere, să te înstrăineze și pe tine de Dumnezeu, să te arunce în materie la pomul cunoștinței binelui și răului și să te pună în postura de a nu-l putea pune în linia de lucru, de a-l îndrepta spre rău în loc spre pomul vieții. Pentru că și ăla și ia partea de avere și crede că el e cineva intrând în biserică. Biserica are nevoie în învierea ei de starea rațională și intelectuală, dar nu înghețată în rațiunile proprii, ci dezghețată în rațiunile Scripturii. Dorința, ascultă, dorința pe care nu înțelege omul rațional și plin de știință este că nu reușește să înțeleagă că Dumnezeu vrea fi și nu slugi și că pe toți îi vrea la veselie și mântuiți, nu pe unul afară mâncând ies și pe celălalt în casă mâncând viței. Nu înțelege și nu reușește să înțeleagă că Dumnezeu nu vrea constrângerea și nu vrea să-l forțeze pe om să trăiască lângă el din forță. Nu-l forțează să intre în iubirea de aproapele, dar îl vrea așa, că altfel nu simte taina veseliei. N-ai văzut mireasă plângând că nu-i a plăcut mirele. N-ai văzut mire plângând că nu-i a plăcut mireasă. N-ai văzut veselie în care toți stau crispat și negrit și mofturoși că nu le-a ieșit pasența. Așa e și la Dumnezeu. Dorința de a trece din patimă
Ascultă, ca Basila, la cincizecime, prin Paște, adică la veselie, e necesară numai iubirea lui Hristos, numai iubirea lui Dumnezeu. Cuvântul, și aici s-a aflat pe final, deja ne-am apropiat, am făcut eu așa fel să ne putem apropia. Cuvântul copile, pe care l-a pronunțat tatăl și celui care vrea el și celui care i-a dat vițel, când a spus că toate ale mele sunt ale tale, i-a arătat clar și evident. Bucuria e fundamentul creștinătății. Bucuria este legea divinității. Dumnezeu e singurul care se bucură de bucuria fiecăruia. Intră în bucuria stăpânului tău, sau cum spune Scriptura. Bucurați-vă, pace vouă! N-a spus întristați-vă, știa că sunt răzvrătiți și zăbavnici la minte. Prima-i Maria Magdalena, care numai după glas o cunoaște. Și oile mele vor auzi glasul meu și va fi o turmă și un păstor. Au furat pe Domnul și nu știu, l-au pus. L-a pus în inima ei, că l-a simțit imediat vorbind. Fiul mai mare nu are virtuția armonizării. Adică, tot păcatul fiului mai mare e că se știe permanent drept, bun, în ascultare, în supunere, dar în același timp are o părere de sine. Deci unde ajunge? Unde a ajuns Adam când s-a vrut Dumnezeu? Ajunge la mândrie. Când s-a vrut dracul mai sus de tronul de neam, la munții cei înalți, stea de dimineață care e trită în treia parte din stelele cerului. Și acum vrei să te răști pe fiul mai mare cu nietul după el. Un merișor pe care Adam l-a zbrilit în rai, acum printr-un ieduleț vrea să-i smulgă tatălui o nouă durere în suflet pentru un fiu care le are pe toate. Vezi că ăsta s-a împărtășit păcătos, împărtășește-te și tu vrednic. Să ia el pildă de la tine. Nu te răzvrăti și fii egoist. Patericul a arătat ceva frumos și evident. Un bătrân plecând departe, și a lăsat trei ucenici acasă și le-a dat lucrare duhovnicească după mintea lor. Și unul a spus, tu ce ai făcut? Am învățat Scriptura pe de rost. Ai umplut Duhul de cuvinte. Tu ce ai făcut? Eu am scris toată Scriptura. Ai umplut geamul de foi. Tu ce ai făcut? Am închis ușa chiliei și m-am rugat tot timpul. Ești cel mai nemernic din toți. Ai închis ușa dragostei aproapele. Ai văzut? Nu sta tu și fă șapte laude și spune psaltirea sub genunchi și te totoli acolo și te frăsui că n-ai făcut șapte catiste sau cinci sau două și fratele tău moare de foame când îi poți întinde o pâine sau îi poți da o mână de ajutor sau îl poți iubi și îi dau un sfat și chiar te plimba cu el în parc să-l liniștești. Că nu catismele te mântuie. Dumnezeu nu cedează contabilității, cedează iubirii. Nu sărută pe grumaz decât în clipa iubirii. Pot să iubesc o fată și să sărut din sână, numai din iubire. Pot să iubesc un băiat și să-l sărut din sână, numai din iubire. Pot să-L iubesc pe Dumnezeu și să stau fără El? Nu. Simt nevoia să mă unesc. Mare taină Hristos și Biserică. Fratele mai mare ignoră strădania milei lui Dumnezeu. Iisus preferă masă și dialog cu toți păcătoșii veniți la pocăință. Iisus Hristos preferă masă și dialog cu toți păcătoșii veniți la pocăință. De aceea îl condamnă pe Simon, fariseul, și îi spune, numai cine greșește mult, iubește mult. Și de aceea spune, zice, mult i s-a iertat și mult va iubi. Deci când ai sari unul cu 20 de avorturi și cu 7 concubine și ăla ți-a venit la pocăință, ăla va fi un al doilea Marcu Franciscanu sau a doua Mărie Egipteană. Și când ai să ai una cu 3 pietre în poală, care îi se pare ei că n-a făcut nimic și că n-a demolat casa nimănui nelucrând la demolări, aia se duce în iad. Pentru că cine știe că tu greșești, greșește. Și iarăși am spus, devenim robii propriilor noastre reguli, pierdem legătura cu umanitatea și legătura cu persoanele. De aia să cerem biserică să nu ne facem observații cu ură când unul se bagă dintr-o parte de alta, când unul ți se bagă în față, când unul te jignește, te supără sau te necăjește. Rabdă-l, iubește-l! Trebuie o iubire mistificată.
explicate, nu o doctrină robotizată. Și auzi ce frumos încheie. Petru l-a văzut pe Hristos bătut și bălbuit și cocoșul cânta și atât a plâns încât spune că lacrimile lui Petru a alinat rănile lui Iisus. De aia l-a și iertat. Mă iubești? Faci-te oile mele. Iuda l-a văzut bătut, dar nu s-a putut păcăi, s-a spânzurat. A zis, n-o să mai am vreodată puterea să dau ochii cu el. Nu mă va săruta niciodată. Încheiem, a zis. Biserica nu domină. Cum am spus, regulă, rigidă sau robie. Biserica copleșește. Biserica nu vine cu caracter pătimaș sau încăpățânare. Nu vine cu mentalitate sau invidie, cum cred catolici sau greco-catolici sau celelalte culte, că vor domina prin materie, adică pomul binelui și rău. Biserica nu judecă după părerele sale. Biserica nu are invidie. Rafinament și pedagogie în biserică nu va exista niciodată că duce la dezbinare. Dominarea este lipsa maturității sau ocuparea cu forța. Retragerea în secularism, adică nepăsarea față de canoane și de reguli, este nuanță de slăbiciune. Dar rămânerea în casa lui Dumnezeu, rămânerea în veselia lui Dumnezeu, rămânerea în taina mielului și a vițelului, nu a iedului, iată mielul lui Dumnezeu. Rămânerea în durerea iubirii lui Dumnezeu, l-a durut când s-a depărtat Adam și fiul risipitor. Rămânerea în convingerea iubirii lui Dumnezeu va da prilej de răbufnire și de ieșirea egoismului din propriile noastre fire atunci când ne vom arăta nemulțumiți de sine, abuzând de legile bisericii, crezându-ne cu dreptul de a avea un el. Deci, știm noi ce vreau să spun. Șablon, rigiditate, regulă, care niciodată nu o să descopere pe Hristos. El nu stă ascuns în reguli, nu stă ascuns în mintea noastră, ci în inima noastră. Între rațiuni Dumnezeu dansează, să strecoare ca porumbelul. Cursa s-a sfârmat și pasărea s-a izbăvit, Duhul Sfânt. Dar în clipa, deci în clipa, când cel de lângă noi simte că abuzează de taina bisericii și nu are niciun efect din ea, el se trezește. Plânge, se descurajează și atunci de-abia și revine în sine și o ia de la capăt. De-aia Apostolul Pavel spune, în învierea lui Hristos toți sunt robi, nu mai sunt robi, ci toți sunt liberi și slobozi. În învierea lui Hristos nu mi-este amălăudat decât în crucea lui, care e înțelepciune, putere, iar pentru cei ce nu crede, nebunie și tăire. Dar în învierea lui Hristos nu mai trăiesc eu, ci El trăiește în mine. Amin. Da. Și să zic din toate cazurile întâlnite de când stau și la biserică și în biserică și cu oameni și pe lângă oameni. Adică am căutat tot timpul să ating și ar durea pe fiecare. Adică să ne vedem și fii pierduți, și Adam căzuți, și fii mai mari, și fii mai mici, și să ne vedem și în viață în Hristos. Adică să nu ne vedem niciodată în biserică cu potirul lângă noi și cu lingurița în gură, ca fiind niște păcătoși. Întotdeauna numai și numai vrednici. Hai. Vrednicia și unii spunea că dacă când sunt vrednic, când ești smerit. Da. Cât e